Celestii zile specializat, onorați referenți oficiali, stimate domnule conducător, stimate pretendent la titlul de doctor în drept. Prezența este, sunt prezență și toți, îmi permiteți ca să declar deschisă ședința Consiliului Științific Specializat în ședința de astăzi. Deci, conform regulamentului, îmi permiteți ca să vă dau citire cu ordinul sau decizia Consiliului de Conducere la Agenției Naționale de Asigurare a Calității de Cercetare numărul 2 din 29 septembrie 2023. Conform acestei decizii s-a format Consiliul Științific Specializat de 551012374, asta este cifrul dumneavoastră de acum, la Universitatea Liberă Națională din Moldova, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în drept a domnului Tănase Valeri cu tema particularitățile constrângerii juridice în statul de drept. Specialitatea 55101, teorie generală a dreptului, conducător științific, domnul Baltar Dumitru, doctor habilitat în drept, profesor universitar, în următoarea componență, Smochin Andrei, președinte, Postul Ion, secretar științific, doctor în drept, conferențiar universitar, Avornă Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Grecu Roisa, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, Negru Boris, doctor în drept, profesor universitar, referență oficială, Șocanu Raisa, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar și Lupașcu Zinaida, doctor în drept, conferențiar universitar. Deci, domnul referatul, conform referatului, deci să vă prezint, deci, pretendentul nostru de astăzi, Oleg Tănase, așa, cu tema particularitățile constrângerii juridice în statul de drept, a realizat tema, teza în cadrul Catedrei Drept Public al Universității Liberă Internaționale de Moldova. Și acum ofer cuvântul secretarului științei pentru a ne informa despre care este situația la capitolul dosar, prezentate actele respective. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul președinte! Bună ziua! Stimați membri ai Consiliului, stimați referenți oficiali și, în ultimul rând, domnul conducător și domnul pretendent, domnul Oleg Tănase, a prezentat în Consiliul Științific Specializat cu cifrul D551012374, cum s-a anunțat, dosarul complet, după cum urmează, și eu o să dau citire cu permisiunea dumneavoastră, doar actului prezent aici. Prin urmare, este decizia de formare a Consiliului, care s-a dat deja citire, sunt prezentate tezele cu autoreferatul, este prezentă hotărârea seminarului științific de profil cu formularul evaluării tezei respective, cât și informația despre modificările operate în urma examinării acestei teze în ședința seminarului. De asemenea, este prezentă lista publicațiilor, lucrărilor științifice, cât și suplimentul publicațiile, este aici copertat. De asemenea, este prezent avizul unității primare, adică a Catedrei de Drept Public, în cadrul care a fost elaborată și susținută teza respectivă. Este prezent, de asemenea, avizul conducătorului științific. De asemenea, sunt prezente lista organizațiilor în adresa cărora au fost expediate rezumatele prezentei teze, cât și adeverințele de depunere a tezei în fondurile Bibliotecii Naționale și Bibliotecii Universității Libere Internaționale din Moldova. Deci, dosarul este absolut complet. Dacă sunt întrebări pe marginea materialelor cuprinse, pot să vă dau răspuns mai desfășurat. Sunt întrebări. Nu sunt întrebări. Vă mulțumim mult, domnul secretar. Deci, în continuare, îl invităm pe domnul pretendent, domnul Tănase Orec, ca, vă rugăm, ca parcursul a 20 de minute
E, dacă și 19-30 de bine, este convenit, dar să vă expuneți, după cum cunoașteți dumneavoastră procedura noastră, vă zic că referitor va da, la teză, la actualitate și ce mai departe. Poftim, treceți mai aici, o la viață. Cum mai comod dumneavoastră? Domnule președinte, domnule secretarul, onorat Consiliu, am deosebită plăcere și în același timp onoare să fac public prezentarea tezei în rezumat, așa cum voi fi ghidat de acest PowerPoint, referitor la teza de doctor în drept, particularitățile constrângerii juridice în statul de drept. Până a trece propriu zis la structurarea temei, vreau să atrag câteva elemente în ceea ce privește actualitatea acestei teme. Chiar dacă noi discutăm despre faptul că așa cum este, cum fiecare fenomen, fiecare relație socială are o anumită dezvoltare, în același mod se modifică și anumite gânduri juridice și, în general, toată gândirea juridică. Teza este determinată de actualitate în condiții în care vorbim despre un drept și limitele acestui drept. Iată, din acest punct de vedere, noi considerăm că particularitățile constrângerii juridice în statul de drept este în special actuală la data de astăzi. Iată, în scopul tezei care a demarat acest demers științific, constă în edificarea unei cercetări a particularităților constrângerii juridice în statul de drept, precum și edificarea și identificarea anumitor soluții legate de aplicarea în practică anumitor texte de lege, raportate la jurisprudența care a fost dată la nivel național, cât și unele elemente date de Curtea Constituțională, atunci când a fost chemată să soluționeze anumite, să spunem așa, conflicte constituționale. Dacă ne referim la ipoteza de cercetare, care reprezintă un caracter anticipativ a ceea ce s-a studiat în esență sau s-a analizat în ansamblu, vreau să pun în vedere că s-a relevat anumite dimensiuni juridico-sociologice privite din perspectiva teoriei generale a dreptului și în același timp raportate la fenomenul constrângerii juridice în statul de drept. În general, studiul conține anumite opinii de doctrină la nivel național, cât și jurisprudența dată de toate instanțele din Republica Moldova. Am indicat în teză jurisprudență dată, de exemplu, de, mă refer un pic mai târziu, de Olanda, cât și anumite elemente de jurisprudență a Curții Constituționale. Deci asta conține în studiul de analiză a doctrinii raportate la obiectul și obiectivele tezei. Dar problema științifică importantă soluționată constă în elaborarea unui instrumentariu. Acest instrumentariu va identifica particularitățile constrângerii juridice în statul de drept. Am încercat să identificăm o construcție a constrângerii juridice, având în vedere că vorbim despre locul, timpul, impactul și efectele care le demarează sau le produce acest instrument juridic. Care este noutatea tezei? Iată, la acest punct de vedere, noutatea reprezintă un fundament de conținut al particularităților constrângerii juridice în statul de drept și ne-am străduit să identificăm un nou concept, dacă am putea spune așa, și anume coerciția juridică, care, în viziunea noastră, reprezintă un element al constrângerii juridice și am încercat să evidențiem o anumită interferență care există în doctrină raportată la jurisprudență. Și două întrebări care se desprind din tot cuprinsul tezei. Ce este constrângerea juridică și dacă acest poate exista constrângerea juridică în statul de drept și dacă în statul de drept, în general, poate să vorbim, putem vorbi sau nu despre o constrângere juridică. Bineînțeles că constrângerea nu este un obiectiv al statului în general, fie că ne referim la statul de drept sau la alte structuri sau entități, comunități, dar reprezintă un mijloc de natură procedurală prin care statul sau comunitatea încearcă să-și pună în funcțiune competența sau, în general, atribuțiile care are fiecare comunitate. Și constrângerea reprezintă, așa cum am indicat, un atribut al dreptului care face posibil extinderea acțiunii statului la o gamă largă de participanți la relațiile sociale.
Pentru că dreptul reprezintă un mijloc eficient de reglementare a relațiilor sociale, el vine doar să asigure atât conformitatea la normele juridice a statului, cât și a tuturor participanților la aceste relații sociale, având în vedere respectarea normelor juridice. În general, teza este structurată în câteva capitole, vorbim despre patru capitole, iar fiecare capitol și are subcapitole sale, care, bineînțeles, conține un anumit gând și o anumită opinie juridică tratată din punct de vedere doctrinar, cât și din punct de vedere al aplicării practice. Iată primul subcapitol 1.1, conceptualizarea teoretico-legală a constrângerii în planul finalității demersului științific, tratează subiectul constrângerii de stat ca fiind un epicentru care a declanșat în general analiza științifică. Aici ne-am referit la principii și concepte ale constrângerii morale și teologice. Și dacă am face o comparație între normele morale și normele juridice, atunci normele din comunitate, chiar dacă au un caracter flexibil, ar putea să modifice odată cum să se transforme odată cu evoluția comunității sau a societății în general, atunci normele de natură morală sau cele creștine sunt considerate ca un caracter mai conservator, fiind înrădăcinate cu tradiția creștin-ortodoxă. Și iată, în acest punct de vedere, spunem noi că rădăcinile acestei cercetări sau acestei analize științifice le are chiar sau sunt pornite de la Aristotel, în care în lucrările sale ne spune că pentru anumite acțiuni iertarea trebuie acordată. Și iată, când vorbim despre acest imperativ trebuie acordată, anume că ne determină să înțelegem că vorbim despre o limitare și o determinare la anumite fapte sau anumite acțiuni în concret. Raportând lucrul ăsta la normele sau la cercetarea creștin-ortodoxă, găsim la Părintele Dumitru Stăniloae un lucru foarte de preț, dacă am putea spune așa, în care ne spune pe următor, că dacă omul nu mai comunică cu Dumnezeu prin rugăciune și o viață curată, Dumnezeu îi vorbește prin necazuri și prin suferințe. Iată, această determinare ca omul, raportându-se la normele și regulile de creștinătate, ar avea îndatorirea să se lege cumva cu ființa divină, care vorbim în cazul ăsta despre Dumnezeu. Și tot un gând destul de prețios atunci când raportăm constrângerea socială, constrângerea morală la constrângerea de stat, avem la Sfântul Ioan Gură de Aur, la fel un lucru cu elemente de constrângere, în care ne spune că nu lăsați copiilor voștri averi și bogății, pe care le mănâncă molia și le fură furul, ci lăsați copiilor voștri învățătură creștină și virtuți, că pe acestea nu le mănâncă molia și nici furul nu le fură. Iată, aceste demersuri sau aceste realități regăsite în creștinătatea sau la constrângerea morală sunt raportate și în constrângerea socială. Bineînțeles, avem un gând regăsit în lucrările lui Grigore Vieru, în care ne spune foarte simplu, dați copiilor o educație simplă. Și iată, dacă am face un exercițiu de comparație între trebuie regăsit la Aristotel cu dați copiilor o educație simplă, am constatat cu ușurință că vorbim despre același imperativ al constrângerii pentru a vorbi despre o bună educație și o bună ordine sau o bună moralitate. În concluzie, la acest subcapitol constatăm că relația dintre stat și constrângere, în general și cea juridică, ea este privită în mod dualist. Asta presupune că caracterul dualist se referă atât la reguli, cât și respectarea acestor reguli. Statul a acționat și continuă să acționeze ca un subiect principal al constrângerii juridice. Dacă am raportat lucrul ăsta la constrângerea morală sau constrângerea socială, bineînțeles, acest exercițiu este îndeplinit, realizat de comunitate sau respectiv despre alți subiecti decât statul în general. Și în concluzie, statul de drept, legea este cel mai eficient mijloc de punere în aplicare a strategiei și a metodelor constituționale, fiind cel mai eficient instrument de implementare a politicii sale.
Întrucât vorbim despre concurență între constrângerea de stat și constrângerea juridică, ne-am străduit să indicăm în linii mari că constrângerea juridică diferă în finalitate de constrângerea de stat, în condițiile în care constrângerea de stat este instrumentul prin care statul se angajează față de comunitate, de cetățeni, de persoane, la repararea anumitor erori, dacă vorbim despre erorile judiciare. Un cel de-al doilea subcapitol este studiul publicat sau doctrinare în domeniul manifestării constrângerii juridice, sub punctul, așa cum am zis, 1.2. În general, cuprinde doctrina națională și internațională la fenomenul constrângerii juridice. Ne-am străduit să definim și să extindem, din punct de vedere legislativ, opiniile cetățenilor, a doctrinarilor, dar concluzia este că definirea și extinderea legislativă a drepturilor cetățenilor limitează libertatea acestora. Și limitarea acestor libertăți poate rezulta atât din norma sau din esența dreptului, cât și din anumite fapte care sunt constatate în mod judiciar. Iată, din acest punct de vedere, am regăsit în jurisprudența Olandei un caz care considerăm că ar avea natura unei constrângeri sociale când un student din cadrul unei biblioteci a furat o carte de preț, fiind considerat o carte de raritate în acea bibliotecă, s-au demarat procedurile penale care impunea verificarea și investigare și concluzia judecătorului pe marginea acestei fapte de natură penală a fost nu de a-l sancționa penal prin amendă sau prin privarea de libertate. Dar soluția care a fost dată de instanța din Olanda a fost că studentul își va petrece următoarele 3 luni, nu în penitenciar, dar în bibliotecă. Și justificarea judecătorului a fost că scopul care l-a determinat la această faptă a fost una necesară pentru sine, anume pentru a studia și a valorifica conținutul acestei cărți are, dar soluția judecătorului a fost la fel cu efect de constrângere, doar că nu a avut în vedere textul legii așa stricto sensu. Din acest punct de vedere, noi considerăm că vorbim despre o manifestare a constrângerii juridice raportate la conținutul de doctrină națională. Tot la acest subcapitol am indicat că vorbim despre concurența dintre elementele stat și drept, iar atâta timp cât această concurență există, coexistă, vorbim despre reguli care sunt aplicabile și statului ca subiect general de drept. În capitolul 2, vorbim despre subcapitolul 2.1, și anume ne referim la sistemul principiilor statului de drept ca fundament pentru caracterizarea calitativă a constrângerii. Aici am analizat valorile fundamentale în statul de drept, pentru care constrângerea juridică are îndatorire, dacă am putea să spunem în felul acesta, să se circumscrie sferei legale. Asta înseamnă că statul nu poate să existe în afara dreptului, deoarece pentru a-și exprima puterea este nevoie ca dreptul să o reglementeze și să-i ofere statut de legalitate. Iată, din acest punct de vedere, anume dreptul în substanța sa, creează o limitare a puterii statului, fiind un echilibru juridic care îl constituie din norme și principii fundamentale ale democrației în general. În acest subcapitol 2 vorbim despre câteva elemente care guvernează constrângerea în general. Și iată, la subcapitolul 2.2 vorbim despre caracteristicile inerente constrângerii analizate din prisma esenței sale sociale. O constrângere, indiferent că vorbim despre cea socială, cea morală sau, în general, cea juridică, nu poate să existe decât într-o comunitate. Hotarele acestei constrângeri, pornind de la constrângerea morală, sunt regăsite în principiile fundamentale care dă viață întregii comunități. La subcapitolul 2.3 am pus în vedere interconexiunile din conținutul constrângerii juridice și ne referim la constrângere drept, constrângere morală și constrângere religie. Lucrul ăsta, așa cum am remarcat, se datorează, în primul rând, diferiților subiecți care participă la acest raport în statul de drept. La acest subcapitol 2.3, când vorbim despre constrângerea drept și constrângere morală, amintim despre soluțiile care sunt date cu titlul de pedeapsă atunci când persoana
sau făptuitorul unui deliu, prin soluția sau prin soluția dată de către judecător în calitate de pediatră, dispune munca neremunerată în folosul comunității. Chiar dacă este o măsură cu caracter de constrângere, este dată, în primul rând, în vederea corectării comportamentului făptuitorului și, în același timp, vorbim despre elemente de constrângere cu efect social și cu efect juridic. Doar că Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, atunci când a fost chemată în soluționarea anumitor speții legate, mă refer acum la Republica Moldova, Curtea a indicat că pentru demararea unui astfel de exercițiu de procedură și dispunerea unei constrângeri, este necesar, anume pentru asemenea fapte, este necesar să existe acordul persoanei care este chemată sau trebuie să presteze munca neremunerată în folosul comunității. Urmărind sub capitolul 2.4, regăsim diferite construcții teoretice a constrângerii juridice. Și iată această construcție ne-am străduit să reflectăm prin următorul tabel. Când vorbim despre constrângerea naturală și prin ce elemente se identifică această constrângere și constrângerea instituțională sau regăsită în teza noastră și ca și numită constrângerea juridică sau constrângerea statală juridică. Despre aceste elemente ar putea să vorbim la capitolul 3, sub capitolul 3.1, consacrarea constrângerii juridice ca prerogativa realizării statului de drept. Aici am punctat pe configurarea unei constrângeri juridice și am indicat că statul are nu doar rolul de a crea cadrul normativ, dar are și obligația de a reglementa formele, limitele și efectele constrângerii juridice. Am indicat asupra acestui lucru, reieșind din jurisprudența dată de Curtea Europeană, rezultând din faptul că Curtea ne spune că din moment ce statul are obligația de a emite legi, asta înseamnă de a crea un cadru normativ, statul are obligația ca aceste legi să fie previzibile și să fie clare atunci când se cere aplicarea și respectarea acestor norme. Am regăsit în jurisprudența Curții Supreme de Justiție dată în anul 2012, dar care se fundamentează pe aceleași norme care sunt în vigoare și sau corespondentul normei sunt în vigoare și astăzi, la data faptelor, se indică asupra faptului că Curtea Supremă a dispus excluderea unui asociat majoritar dintr-o societate cu răspundere limitată pentru anumite fapte reprobabile. Curtea Europeană în jurisprudența s-a indicat că această măsură de constrângere trebuie să fie cumva graduată sau echilibrată la fapta care a fost comisă de către persoana în culpă. Prin urmare, statul are și obligația ca să respecte regula că aceste norme juridice sau cadrul normativ să fie previzibile și clare, fără a întrezi îndoieli și alte forme de neaplicare. Despre subcapitolul 3.2 vorbim despre sistemul de măsuri de constrângere juridică existente într-un stat de drept și am menționat latul sensul despre tipurile, formele de constrângere juridică. Scurt pe doi vrem să menționăm că vorbim despre măsuri de constrângere când ne referim la incompatibilități de funcție. De exemplu, funcția de judecător, legea ne spune că nu poate fi sau este incompatibilă cu alte activități decât cea științifică și didactică. Iată, vorbim despre o formă de constrângere juridică și anume incompatibilitățile de funcție. Măsuri de constrângere aplicate față de subiectul individual determinat sunt aceleși exemple care le-am dat în cazul când se produce o faptă de către o persoană delictivă. Măsuri date pe anumite domenii, pe domeniul administrativ, pe domeniul constituțional, de procedură penală și așa mai departe. Și bineînțeles că vorbim despre măsuri de constrângere luate de către autorități atunci când sunt autorități publice, de exemplu, autoritatea executivă, diferiți agenții de stat sau, am indicat, pot fi și persoane private. În cazul persoanelor private, mai mult ar fi un raport, în cadrul unui raport de muncă, când angajatorul ar putea aplica anumite măsuri de constrângere față de salariat, prin aplicarea unei sancțiuni disciplinare, ca exemplu.
Și după modul de aplicare, vorbim despre constrângere în procedură administrativă, extrajudiciară sau chiar judiciară atunci când instanța dispune aplicarea sancțiunii. Celelalte subcapitole 3.3 ne referim la mecanismul constrângerii juridice, particularitățile acestuia și am indicat asupra faptului că există o strânsă corelație între drept, conștiința juridică și practica judiciară. Iată aceste trei elemente și impulsionează dezvoltarea constrângerii juridice. La un moment dat, o anumită incompatibilitate poate fi considerată nenecesară sau dimpotrivă. Și iată ca exemplu, legea cu privire la avocatură până la modificările recente care s-au operat, spunea că avocatul nu avea dreptul să exercite alte activități decât cea științifică sau didactică. Iată, de momentul când, fiind în viziunea noastră o incompatibilitate și o constrângere legală regăsită în textul de lege. De moment ce s-au făcut anumite modificări la legea cu privire la avocatură, se spunem așa, dat o libertate avocaților, având și dreptul de a se afla în raport de muncă. Prin urmare, mecanismul de constrângere legală care a existat a dispărut anume de moment ce legitorul a intervenit și a operat modificări la acest text de lege. La subcapitolul 3.4 vorbim despre constrângerea juridică analizată prin prisma funcțiilor statului de drept. Chiar dacă, așa cum am spus, că statul are obligația nu numai de a crea norme și de a le reglementa, dar are și obligația, la fel legală, constituțională, de a organiza. Asta înseamnă că trebuie să fie o supraveghere, un mod determinat de punere în aplicare a legii și, bineînțeles, planifică și face oportună viața publică în general. Și un al doilea element al constrângerii sau a puterii de stat este cea executivă administrativă. Reprezintă nu altceva decât funcția de protecție. Pentru că statul, chiar dacă a creat anumite norme, are obligația să-și protejeze persoanele, cetățenii din limita teritoriului său. La capitolul 4, subcapitolul 4.1, conceptul de constrângere analizat prin prisma dreptului constituțional. Onorat Consiliu, la acest capitol am vorbit cu exemple pe fiecare domeniu luat separat, am luat în considerare domeniile cele mai importante și anume dreptul constituțional. Am indicat că la acest aspect constrângerea este manifestată și survine ca urmare a răspunderii constituționale, este identificată, constatată și aplicată de către Curtea Constituțională. La această concluzie am ajuns reșind din hotărârea Curții Constituționale, dată în anul 2013, prin care Curtea a indicat că este contrară principiilor statului de drept numirea în funcție de conducerea persoanelor asupra cărora planează dubii de integritate sau care au fost demise pentru motive de corupție. Chiar dacă au fost o hotărâre care a declanșat o procedură de constrângere de natură constituțională, această hotărâre a rezultat din rezoluția numărul 32 pe 2005 a Comisiei Organizațiilor Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului privind democrația și statul de drept, care a spus, sau din care rezultă următorul lucru, că toți agenții guvernamentali, indiferent de pozițiile lor, sunt imediat și pe deplin trași la răspundere pentru orice încălcare a legii pe care o comit. Curtea, în jurisprudența sa, a mai stabilit câteva cazuri de răspundere a constrângerii de natură constituțională, anume când este chemată de a soluționa anumite conflicte. Ne amintim de câteva cazuri date prin care președintele Republicii a fost suspendat pentru nepromovarea sau nepromulgarea și nevalidarea cabinetului de miniștri. La fel, am putea spune că vorbim despre o constrângere de natură constituțională. De asemenea, în studiul nostru științific am pus accentul și pe considerații teoretico-practice de realizarea constrângerii prin prisma actului administrativ. Având în vedere că dreptul administrativ este o derivată, dacă am putea spune, a dreptului constituțional, actul administrativ este elementul care determină punerea în funcțiune și activitatea tuturor organelor publice. De aceea, dreptul administrativ este elementul prin care se realizează funcția de constrângere în stat, fie că vorbim despre act administrativ individual sau act administrativ normativ.
La subcapitolul 4.3 am indicat constrângerea în materia civilă, chiar dacă materia civilă face o libertate, pornind de la principiul libertății contractuale, oricum avem anumite elemente de constrângere când, de exemplu, avocații, judecătorii, procurorii nu au dreptul de a cumpăra anumite drepturi litigioase și iată însă și legiuitorul a barat, a stopat că această libertate contractuală nu se extinde față de această categorie de subiecte. Și tot ca element al constrângerii în materie drepturilor civile este faptul că semnatarea unui contract, ei înșiși pot să-și stabilească, așa cum am indicat, nomine et iure proprio. Asta înseamnă că semnatarii a unui act ar putea să determine lucrurile care au efect de constrângere. Și bineînțeles, la constrângerea procesual penală este normele regăsite în codul de procedură penală, jurisprudența Curții Europene și a Curții Constituționale. Iar din acest punct de vedere, statul ar avea o libertate și un accent la aplicarea acestei constrângeri. Concluziile care le făcut rezultând din acest demers științific este faptul că, în general, avem o lipsă a unei margini de aprecieri când este necesară aplicarea măsurii de constrângere și dacă este justificată aplicarea unei măsuri de constrângere. Noi spunem că trebuie să existe o marjă de apreciere, întrucât lipsa acesteia duce la un arbitrariu. Doar că gândurile astea sau criteriile sunt regăsite în jurisprudența Curții Europene și Curtea ne-a spus de nenumărate ori că la clasificarea sau la aplicarea unei măsuri de constrângere trebuie să fie necesar un caracter necesar și echilibrat, să fie prevăzut de lege și necesar într-o societate democratică. Lucru rezultat din preambulul Convenției Europene. Am făcut o clasificare după efecte, materială și materială și asupra constrângerii naturale și constrângerii instituționale. Aceasta are mai mult efect de sau privite din punct de vedere științific. În calitate de lege ferent, am indicat că ar fi binevenit să existe o diminuare a constrângerii în justiția juvenilă asupra victimilor directe sau indirecte atunci când vorbim despre latura penală a acestor persoane, cu substituirea sau implementarea activităților psihologice, astfel încât să existe o diminuare a riscurilor și o diminuare a constrângerii față de aceste persoane. Asta am vrut să le spun din studiul care l-am realizat. Nu rămâne decât să mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim mult. Așa, o minută să mai respirați așa și trecem la următoarea etapă, întrebări și răspunsuri. Vă rugăm, membrii Consiliului Științific, toți cei care sunt în sală, vă rugăm ca să adresați întrebări. Eu înțeleg că se sunt într-un dialog cu Regina tuturor ramurilor de drept, care se numește Teoria Generală Dreptul, trebuie să ai îndrăzneală mare și trebuie să ai o pregătire, trebuie să ai și o caracter. Da? Cred că aceste calități le-am auzit astăzi și au fost sonorizate de către domnul Tănasă. Poftim, ce întrebări aveți? Domnul Boris. A, eu, pur și simplu, le-o spun o întrebare. Și cu raport să află constrângerea cu sancțiune. Eu aș vedea că sancțiunea la fel reprezintă un element coercitiv, dar privit în general ca instrument care este la fie la îndemână autorităților, dacă vorbim despre anumite sancțiuni aplicate de nu știu, retragerea unei licențe sau retragerea unei autorizații, deci este la îndemâna autorității publice, sau de, dacă ne referim la sancțiuni ca pedeapsă regăsită sau aplicată de către instanțele de judecată, sau sancțiunea de natură disciplinară care este aplicată de către angajator. Iată, această parte reprezintă sau este un element al constrângerii juridice, pentru că vine a reprofila sau a readuce un comportament în limita dreptului sau în limita hotarelor stabilite prin lege. Le-am vedea ca un element al constrângerii. Așa vis-a-vis de ce ai spus, sancționarea și constrângerea
sunt echivalente cu baba. Asta e o întrebare așa, care e... Opinia dumneavoastră, nu? Asta e o opinie care... Da, și dacă în același context aceeași întrebări, dumneavoastră în lucrare mai frecvent, nu mai frecvent, dar folosiți termenul coerciție, nu sancțiune și constrângere. Și eu aveam, și era doar o întrebare de concretizare, dar dacă domnul profesor v-a adresat întrebarea, deci, pentru că sunt câteva abordări pe locuri distincte pe care le-am identificat în lucrarea dumneavoastră și asta vreau să vă întreb, dacă din punct de vedere conceptual dumneavoastră le identificați sau le abordați ca diferențiate? Ca și concept, noi am indicat că ele sunt elemente diferite, distincte, din care motiv sau care sunt cauzele care ne-au dus la o asemenea concluzie. Ne-am străduit să indicăm că constrângerea juridică ar putea să existe situații când se suprapune cu coerciția, doar că coerciția o juridică o vedem ca o parte a constrângerii, încât ar putea să existe alte fenomene, situații, iată cum ar fi, de exemplu, incompatibilitățile legale sau incompatibilitățile juridice, când fără ca persoana să comită o anumită faptă derogatorie, să fie aplicate efectele constrângerii. Dar când vorbim despre coerciția juridică, atunci s-ar înțelege mai mult că vorbim despre un instrument la îndemâna autorității care aplică o sancțiune sau o pedeapsă pentru o faptă derogatorie. De aceea, în general, ca și concepte, le vedem distincte, sunt diferite atât ca efecte, cât și ca instrumente la care sunt aplicate în diferite situații și către diferiți subiecte de drept. Și la întrebarea domnului Negru, totuși considerăm că ele nu sunt echivalente, sunt pe poziții absolut diferite. Constrângerea juridică absoarbe în sine elementul de sancțiune, doar că ar putea să fim în prezența unor situații când sancțiunea este egală cu constrângerea juridică. Pentru că asta este efectul oricărei sancțiuni, indiferent că vorbim disciplinară, penală sau administrativă sau constituțională, este de a restabili cumva ordinea publică în general și anumită ordine juridică, pe când constrângerea juridică asta e scopul și epicentrul dreptului. Mulțumesc. Dumnealui, ca două concepte, constrângerea și sancțiunea, vreau să spun că nu orice sancțiune presupune constrângere. Asta e. Da, o întrebare mai provocatoare. Mulțumim. Ați fost determinat să vă ocupați de această direcție de cercetare, cu cât eu țin minte, erați mai mult preocupat de privat. Și eu nică nu unde v-ați venit la noi. Să trebuie să mă întrebați în mine. Nu, el a fost în școala care studia fenomenul răspunderii și responsabilității. Și constrângerea e din aceea temă care el cu altă temă nu putea să vină privat la mine, trebuia numai cu... Și mai am un răspuns la această întrebare. Niciodată nu am putut să înțeleg de ce în legea cu privire la avocatură exista restricția ca un avocat nu poate să exercite alte activități decât cea științifică și didactică. Și ca exemplu, un avocat, de ce n-ar putea să fie administrator de o societate comercială? Sau, și iată, din moment ce în lege exista o astfel de... Noi o vedem ca o constrângere legală, făcea, sau era un impediment legal ca persoana să-și poată exercita activitatea sau o altă activitate decât cea profesională. De aceea asta a fost mai mult ca o provocare în identificarea și altor situații de problemă, când, în mod nejustificat, există anumite impedimente legale care reprezintă o constrângere, în general, în libertatea persoanei. Vă mulțumim mult! Vă mulțumesc, domnul președinte! Și în prezentare ați spus... Eu tot mai am întrebare în continuare. Eu da, mulțumesc. Și în prezentare și aveți indicat și în lucrare și de fapt asta reprezintă problema cheie soluționată în cadrul acestei cercetări. Identificarea unui instrumentar, cum ați indicat, pentru identificarea particularităților. Trebuie să ne listă două, trei elemente ale acestui instrumentar, pentru că la concluzia asta, dumneavoastră s-a ajuns. Exact. Nu cum ați ajuns, dar care sunt ele?
În primul rând, acest instrumentariu care determină sau particularizează constrângerea juridică sunt subiecti speciali care aplică sau sunt chemați să aplice această constrângere sau acest efect de limitare a drepturilor. Ce este cel mai dureros, că acești subiecti ar putea, din faptul că lipsesc condiții când o faptă sau când un lucru este cu efect prejudiciabil sau lipsește un conținut economic a faptei, nu avem o marjă de apreciere a criteriilor și a condițiilor necesare. Și iată, într-o hotărâre dată de Curtea Constituțională, când a fost chemată să soluționeze o constituționalitate a unui articol din codul contravențional, Curtea așa și a indicat că atâta timp cât lipsește o marjă de apreciere, într-o nu ne amintesc acum exact articolul, dar era indicat pentru comercializarea cărora produse de bijuterie, amenda este fixă, de exemplu 1000 de lei. Și Curtea Constituțională a spus că din cauza că nu există un plafon minim și maxim, asta înseamnă că este o constrângere și judecătorul este determinat să aplice anume această amendă, indiferent care a fost gradul de vinovăție, care este culpa persoanei în fapta prejudiciabilă. Și iată, de moment ce avem o jurisprudență care ne spune că trebuie să existe și o marjă de apreciere, noi vedem că reprezintă un instrumentariu care trebuie să fie cunoscut pentru a nu ajunge în arbitrariu. Dacă ajunge în arbitrariu, este o nedreptate, dacă am putea. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult! Da, mai degrabă asta este o întrebare provocatoare, cum zicea domnul profesor Abornic. Dumneavoastră ați tratat într-un mod destul de interesant în subiectul pe care vă l-ați propus și din prima parte a lucrării desprindem că dumneavoastră v-ați centrat pe ideea că constrângerea alături de persoasiune și convingere este un mijloc de asigurare a ordinii de drept. Acum, întrebarea este următoarea. Cum credeți dumneavoastră constrângerea văzut ca instrument al statului de drept poate valorifica instrumentele persoasiunii și convingere în realizarea obiectivului pe care îl are? Deci este să inversăm lucrurile. Am considerat că da, pentru că ar putea să existe situații când, chiar dacă un anumit text de lege stabilește o anumită sancțiune la general. Dar sunt situații care justifică că persoana a comis o faptă reprobabilă, urmarea unor circumstanțe în afara voinței sale sau în niște circumstanțe imprevizibile, dacă am putea spune. Iată, noi considerăm că ar exista o posibilitate de a recurge la asemenea mecanisme prin mai puțin, să spunem așa, cu efect coercitiv decât cele care... Extrajuridice. Da. Mă înțeles. Pentru că, până la urmă, noi toți ne dorim ca să existe o regulă, o ordine juridică și sunt cazuri când, iată, nu înseamnă că sancțiunea sau pedeapsa cea mai dură va putea cumva să-și producă efectele sau să-și atingă scopul. Pentru că ordinea juridică asta își presupune restabilirea anumitor consecutivități, respect, ordine publică, moralitate și, în general, bună credință, așa cum rezultă și din codul civil în redacția actuală. Vă mulțumim mult! Mai dorește, poftim, doamnă profesor? Da, deci, în continuare a provocărilor, se vede că suntem la știință, membrii Consiliului și referenții au simțit că au pe cine provoca. Și au numai cele mai bune intenții. Da, din cele mai bune intenții, care știm noi unde duc. Da? Deci, da, recunosc totalmente și necesitatea și rațiunea da, existenței constrângerii juridice într-un stat de drept. Dar iată el, statul fie și de drept, poate fi constrâns și de care subiecte ai dreptului poate fi constrâns un stat? În care situații? Și este aceasta o constrângere juridică sau nu? Nu? Nu se poate întreba? Nu, chiar e bună întrebare. Nu, că este și el, abia sunt și el, dar îmi pare. La anupieză este noțiune respectivă, așa că... Știți, având în vedere că
avem o jurisprudență dată de Curtea Constituțională și ceva jurisprudență recentă cu referire la, o spun pentru că deja există hotărâri, scoaterea în afara legii anumitor formațiuni politice. Totuși, statul de drept, el la fel poate fi constrâns și avem, să spunem așa, câteva instrumente juridice. În primul rând, dacă pornim de la ideea regăsită în Declarația Universală, în Declarația pentru Independența Republicii Moldova, avem și în Constituție menționat că poporul deține puterea supremă în stat. Și iată, statul de drept ar putea, în linii mari, prin referendum, participarea la alegeri, să constrângă statul de drept la anumite acte sau fapte în interesul statului. Tot un instrument ar putea să fie și Curtea Constituțională, pentru că Curtea Constituțională verifică constituționalitatea actelor normative și verifică chiar însăși modul cum o autoritate este creată, cum o autoritate și exercită competența și în toate, în marea majoritate a hotărârilor date de Curtea Constituțională, Curtea ne spune că statul și legea trebuie să, dacă am putea să ne exprimăm în felul următor, să intre în drept, presupunând că toate principiile democrației trebuie să guverneze întregul raport de funcționalitatea statului. Fie că vorbim despre autorități și așa mai departe. Și un alt instrument în statul de drept sunt actele care le adoptă autoritățile publice. Pentru că modul cum funcționează un stat de drept și, în general, cum sunt sau cum stau lucrurile într-un stat de drept, sunt determinate de actele care sunt întocmite sau emană de la stat. Și pornim aici de la actul administrativ, individual, actul normativ, actul administrativ normativ. Calitatea actelor vorbește despre modul cum funcționează statul. La fel este un criteriu, un instrument care determină ca statul de drept, eu mă refer acum la Republica Moldova, să aibă o funcționalitate de constituționalitate. Sau să funcționeze. Eu cred că și altceva se are în vedere. Noi vorbim de stat în întregime când nu își onorează anumite obligațiuni. Deci e întrebare provocatoare, că stat de drept să fie. Internaționale. Da, da. Se asuma niște obligațiuni și nu le respectă. Și a doua parte, raporturile individuale. Nu numai cetățeanul are obligații și drepturi, da, dar și statul trebuie să onoreze anumite obligații față de acest cetățean. Fie în întregime, fie că chiar în persoana unui organ concret. De exemplu, aceleași instanțe judecătorești, când vădit încalcă drepturile omului, ce se întâmplă? Iată, asta am vrut să completez. Și deși statul trebuie să recupereze prejudiciul, inclusiv material, pentru niște fapte ilicite acelor care reprezintă această putere. Doamna Vornic, nu statul, noi contribuabili. Da, 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 noi contribuabili, drept. Păi noi suntem statul. Statul, cum a spus domnul Vornic, da, statul este constrâns sau ar trebui să fie constrâns prin activitățile care le face organele instituției sale și ca dovadă că noi avem mecanisme, asta e legea numită legea 87, care dă dreptul persoanei care, de exemplu, s-a încălcat un termen rezonabil de judecare a cauzei sau un termen rezonabil de executare a hotărârii, persoana considerată lezată în drept poate să acționeze în judecată, la general vorbim, statul prin Ministerul Justiției pentru a recupera eventualele daune. Dar cel mai democrat exercițiu de constrângere a statului, statului de drept, este referendumul sau alegerile, libertatea de alege și de a fi ales, care este regăsit practic în toate actele internaționale. Asta e pe viitor, alegerile ei și așa sunt taxați, dar noi vorbim pentru deja ce au făcut. El astăzi e la putere, el reprezintă puterea, el iese în media și spune niște prostii cât trebuie să nu, nu știu, să nu înțelegi ce spune și el este unul din primii trei persoane în stat. Sau cel care îi reprezintă pe noi astăzi. Prezent, noi nu avem mecanisme ca, și mai ales că, dacă nu greșesc, tot într-o hotărâre a Curții Constituționale, da, într-o hotărâre a Curții Constituționale, Curtea a spus că actorii politici, indiferent de grad, de statut, nu pot fi trași la răspundere pentru declarațiile, pentru că ele pot fi înclinate. Sunt politici și asta este scuza cea mai mare. Ești răspunderea politică. Da. Vă mulțumim mult, așa, mai mult nu sunt întrebări. E una mai ușoară.
Ați folosit de multe ori cuvântul instrumentariu. Trebuie așa mai. Dumneavoastră a semnificat, a se identificat sau exista de acum acest material, acest... Ca să le numerăm, iată, pentru realizarea, de exemplu, a acestei acțiuni trebuie să îndeplinim 1, 2, 3, 4. Ele în natură nu există sau în acte normative. Noi am spus cu titlul de demers științific. Trebuie să cunoaștem instrumentariul. Că iată, instrumentariul ăsta rezultă din jurisprudență. Într-un caz, curtea a spus că pentru buna funcționalitate a democrației, legile trebuie să fie previzibile, să fie cu claritate maximă și dacă se aduce limitarea anumitor drepturi, trebuie ca drepturile astea să fie de natură fundamentală. Să spunem că acest instrumentariu există în anumite texte de lege, nu le avem. Am făcut constatările din jurisprudența, așa cum am spus, națională și chiar din doctrină, pentru că ăsta tot doctrina... Vă mulțumesc, e clar așa. Bine, deci dumneavoastră de acum așezați-vă, cum am spus și ei, am ajuns la vârful munchelor de acum așa, ne-am urcat până sus și trecem de acum mai departe de cuvântul domnului secretar, ca să ne, pe scurt, bineînțeles, că noi cunoaștem că a fost vorbit, că s-am vorbit despre asta și la susținerea prealabilă, și așa, poftim domnul profesor Postov, vă oferim cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte, Smochină. Deci, dacă s-a decis în felul următor, atunci o să dau citire din hotărârea seminarului științific din profil, ceea ce i s-a recomandat concret autorului prezentei teze, în urma evaluării acestea în cadrul seminarului și din obiecțiile făcute în cadrul sau de către ANACEC prin acea notă informativă care a fost adusă la cunoștință. Deci nu mai dau citire la hotărâri integral. Autorului i s-a recomandat de redactat lucrarea ortografic și stilistic. 2. De micșorat volumul capitolului 2.3. În 3. În subcapitolul 2.1, în conținut de revizuit aspectele proprii referitor la statul de drept. Următoarea obiecție sau recomandare de reformulat concluzia de la subcapitolul 4.5. Compartimentul concluzii generale și recomandări de revăzut și de redactat în conformitate cu recomandările ghidului. Și ultima, de redactat bibliografia, deoarece există unele devieri de la exigențele regulamentului respectiv de o formare a bibliografiei și în special în privința demografiei. Astea sunt cele recomandate în urma evaluării tezei în cadrul seminarului și o să dau citire și celor din nota informativă după cum urmează. De ajustat obiectivele și elementele de bază, problema științifică soluționată, noutatea științifică, valoarea aplicativă din adotare cu cele din introducere. De expus aprobarea rezultatelor cercetării nu sunt formă de listă, probabil că e greșeală, ci sunt formă descriptivă. De completat literatura de specialitate, redactată bibliografie cu surse relevante temei tezei de doctorat, întrucât unele surse bibliografice, în special pentru ultimii 5 ani, nu sunt caracter de noutate. Este acordată o atenție excesivă literaturii ce reprezintă școala de drept rusă. Următoarea. De redactat compartimentul concluzii generale și recomandări, în scopul reflectării mai accentuate obiectivelor realizate în lucrare. Următoarea obiecție. De descris în compartimentul concluzii generale și recomandări, contribuțiile personale ale autorului cu sublinierea semnificației teoretice și valorii practice acesteia. De redactat compartimentul bibliografie în corespundere cu standardul ISO și ghidul de redactare a tezelor de doctorat. Și ultima, teza trebuie supusă unui redactări stilistice și tehnice, conform cerințelor ghidului de redactare a tezelor de doctor. Acestea sunt cele invocate în nota informativă. Atât. Vă mulțumim mult. Oleg, vă rugăm să ne explicați. Ați ținut slab în considerație note informative. Da. Domnul președinte, noi am luat în considerare
recomandările și obiecțiile formulate de ANACEC în nota informativă, am prezentat și în ține în mod pe fiecare capitol, în mod concret, ce acțiuni au fost întreprinse pentru a fi înlăturate aceste recomandări și obiecții care au fost. Deci, eu nota informativă și astea, deci eu v-a ajutat ca să unii la... Da, asta a fost un demn sau, dacă am putea spune, de a revedea întregul text al tezei, începând cu prima pagină până la sfârșit. Vă mulțumim mult, așezați-vă și acum oferim cuvântul domnului conducător Șmicer. Da. Stimați colegi, eu mai vorbit de activitatea dumnealui la seminar, dar acum vreau numai să subliniez unele momente care, fiindcă noi am lucrat o perioadă destul de, aș spune așa, bunișoară, fiindcă și-au început studiile la doctorat în anul 2013 și vezi de acum au trecut o perioadă de timp, dar aceasta a fost legat mai mult de niște momente obiective. Ca educație profesională, domnul Tănase și-a început cu colegiul sau cu școala, școala pedagogică din Cahul. Toți cei care au trecut, din cât știu, și din prieteni și colegii mei care au trecut prin școala pedagogică, nu numai de la Cahul, dar și Orhei, au devenit, într-adevăr, au devenit personalități. Și Levca, au devenit personalități. Și era, da, într-adevăr, eram niște școli foarte puternice. Următoarea etapă în activitatea dumneavoastră a fost Universitatea de Stat, licența, anul 2002. După o perioadă de 2 ani, masteratul termină tot la Universitatea de Stat. După Universitatea de Stat a lucrat și a început activitatea practică, a activat și la Union Fenosa ca jurist, a activat și în instituțiile de învățământ, Institutul de Relații Internaționale, era o facultate de drept, la Universitatea Constantin Sterica, cadru didactic, acum activează cadrul didactic. Au fost unele momente când puțin ne-am rupt noi de la teză, fiindcă dumnealui trebuie să fac și un masterat. Au făcut un masterat, au realizat un masterat în Austria, deci în Viena, la o academie, la o instituție de învățământ din Viena. Activitatea practică și-a prelungit-o și prin acel barou de avocați sau cabinet de avocați care a fost creat de dumnealui, a activat o perioadă și ca judecător în sectorul centru, iarăși a revenit ca avocat. Deci vedeți că a avut o viață destul, adică o activitate atât teoretică, cât și activitate practică, a putut să îmbine acele cunoștințe acumulate în instituții de învățământ cu activitatea practică. Ca calități personale, eu aș vrea să spun că, în afară de faptul că dumnealui cunoaște, pot spune astăzi, cunoaște metodologie cercetării juridice, cunoaște cele metode pe care le-a utilizat în cercetare și nu numai, dar vorbește de acel respect față de etica cercetării în materie de drept. Ca calități personale, vreau să menționez că este un om modest. Iată, modestia uneori, cum mai spunea Oleg, trebuie mai ceva, mai... Dar probabil că și asta din educația care a primit-o. Și credința, iată, a doua trăsătură dumnealui, poate că ați observat și în discursul dumnealui, este un om credincios. Dar când ești modest și ai credință, atunci este și responsabilitate. Și aceasta se observă în toate acțiunile dumnealui. Eu am vorbit de cuvântul și am subliniat și cuvântul responsabilitate, fiindcă dumnealui este ultimul din acei peste 30
aș spune, de doctoranți care au lucrat asupra fenomenului răspunderii și responsabilității juridice. Am finalizat cu constrângerea. Nu toți au ieșit la susținere. Trebuia să fie câteva teme legate de răspunderea politică, de răspunderea internațională din România, doctoranți, dar viața e viață. Care a putut să meargă până la sfârșit, care nu. Numele lui, eu vreau să subliniez că a început în 2013, desde acum timp de 10 ani de zile, dar eu consider că a făcut o teză bună și îi doresc în continuare să nu se oprească la ceea ce a ajuns în momentul de față, să prelungească cercetările, să publice lucrări, fiindcă viața este că înainte și puteți să aveți rezultate foarte bune. Vă mulțumim mult, domnule conducător, domnule profesor Dumitru Baltaga. Deci trecem la următoarea, vă oferim cuvântul referenților oficiali. Da? Cine primul? Cum dumneavoastră decideți? După gender nu putem. Da, așa este, da. După statut, prin vorbe. Da, tragem la sus. Sunt care au steluiți mai mult. Da. Stimați colegi, stimate domnule președinte a Consiliului Științific, eu am citit lucrarea și am încercat să sistematizez și să evaluez din mai multe puncte de vedere, atât din punct de vedere a dimensiunilor din care a abordat doctorantul tema de cercetare, cât și modalitatea în care conținutul acesteia se înscrie în ciclul la care dumnealui a prezentat teza și urmează ca să se decidă ulterior acordarea titlului de doctor în științe. Deci eu voi încerca să prezint exact în formula în care se cere după ghid. Deci cu toate că sunt multe lucruri care ar putea fi discutate și deschise mai multe paranteze pe parcurs, dar dacă, ținând cont de aceste cerințe, eu voi menționa câteva lucruri care, de pe ansamblu, sunt caracteristice acestei lucrări. Deci primul se referă la faptul că este o lucrare în care se regăsesc o multitudine de abordări și totodată de concepte care, inițial, atunci când am analizat cuprinsul, mă gândeam cheia în care a fost dezvoltat și logica pe care a mizat autorul atunci când și-a propus această temă de cercetare. În același timp, și reieșind probabil de întrebarea pe care am adresat-o, mă gândeam la niște aspecte care cu adevărat sunt extrajuridice, dar în condițiile actuale noi înțelegem foarte bine cu toții că doar perspectiva juridică asupra lucrurilor de multe ori ea nu ne dă prea multe rezultate și foarte bune și eficiente. Deci, probabil, în mai multe cazuri ar fi indicat ca să depășim cadrul strict juridic și să abordăm din alte puncte de vedere niște subiecte care ar aduce și avantaje științei juridice în condițiile în care realizăm cercetare și ea se cere să vină cu niște aspecte de utilitate și de contribuții personale a autorului care a realizat cercetarea. Acum, parcurgând conținutul acesteia, deci vreau să menționez teza elaborată de către Tănase Oleg, prezentată pentru conferirea titlului științific de doctor în drept la specialitatea 55101, teorie generală a dreptului, corespunde profilului specialității și se încadrează în mod reușit în șirul problemelor teoretico-practice fundamentale, apreciate a fi de actualitate pentru cercetările științifice în domeniul în care este elaborată. Cercetarea realizată și prezentată în conținut spre evaluare oferă o perspectivă dinamică de abordare a constrângerii juridice și a particularităților acesteia în contextul statului de drept, plasându-o în relații de dependență cu ordine de drept. Autorul dezvoltă subiectul cercetării printr-o perspectivă de interconectare a constrângerii juridice cu un set de concepte corelative, care aduc în atenție abordări teoretico-practice
a interdependenței dintre formele constrângerii, ce accentuează caracterul multidimensional al problemei științifice analizate prin concursul contribuțiilor științifice ale domeniilor ce au definit cercetările științifice orientate spre a depăși contradicțiile dintre abordarea teoretică și perspectiva abordării practice, pentru a obține o eficiență maximă a dreptului și a indica modalitatea în care acesta poate să-și realizeze misiunea sa. Anume, în această perspectivă se accentuează și noutatea științifică a tezei de doctorat, prezentată pentru evaluare în cadrul susținerii de astăzi. În contextul actual, în care multiplele subiecte tradiționale de cercetare ale dreptului au revenit în spațiul cercetărilor științifice și acesta este un subiect care, în contextul și întrebării pe care a adresat-o domn profesor și eu, deci noi avem o temă care s-ar părea că este o temă care vine să acopere un areal care a fost deja cercetat, dar în același timp se manifestă ca cu necesitate de a fi regândită și revalorizată din perspectiva altor realități, altor contexte care sunt distincte și în care se realizează dreptul. Ceea ce face ca subiectul tradițional conectat la procese prin care trec statele în general și Republica Moldova în particular să revină în cercetarea științifică și este definit, pe de o parte, de influențele pe care le suportă dreptul din exterior, pe de alta se datorează unor dependențe tot mai pronunțate dintre realități, spații de implementare și acțiune, domenii de cercetare și probleme cu grad de complexitate tot mai accentuat. În această perspectivă, cercetarea particularităților constrângerii juridice ca problemă fundamentală pentru știința juridică actuală se înscrie în contextul acestor tendințe. Cadrul metodologic adoptat de autorul investigației este unul inerent oricărei cercetări științifice. La o primă vedere s-ar părea că nu este nimic ieșit din comun, pentru că sunt lucrurile comune și obișnuite, dar în același timp se încadrează într-o abordare atât retrospectivă cât și prospectivă, considerind din care se operează cu un instrumentariu metodologic diversificat, ce urmărește obținerea echilibrului științific în tratarea unui subiect în cheia actualității sale. Astfel, cu referire la metodologia utilizată și gradul de corespundere a acestor obiectivelor menționate în lucrare, vom remarca că aceasta se prezintă ca adecvată și specifică cercetării, contribuind la formularea de soluții la problema științifică identificată. Din punct de vedere al actualității și a problematicii abordate, se vor remarca perspective particulare ce revalorizează constrângerea juridică. În acest sens, se accentuează caracterul pronunțat al efortului de eliminare a ambiguităților de înțelegere și utilizarea noțiunii constrângere prin determinarea corelațiilor noționale semantice de reconceptualizare din punct de vedere al esenței puterii și a limitelor de aplicare a constrângerii în condițiile statului de drept, de identificare și analiza interdependenței dintre formele de constrângere, de analiză și definirea conținutului și a mecanismului constrângerii juridice în realizarea statului de drept, dar și de perspectiva dezvoltată asupra modului în care instituția constrângerii se regăsește în ramuri de drept distincte. În cheia actualității se înscrie și prioritizarea investigației pe elaborarea unui instrumentariu eficient de identificare a particularităților constrângerii prin dezvoltarea cercetării în vederea stabilirii locului, importanței, valorii acestea în statul de drept. În această direcție este plauzibilă și scoaterea în atenție pe post de sarcină de evaluare situații, problemă și soluții jurisprudențiale în procesul de aplicare a constrângerii juridice. Analiza conținutului lucrării o vom începe cu constatarea că, din punct de vedere al structurii, lucrarea se prezintă a fi una echilibrată, fiind constituită din 4 capitole, consecutivitatea cărora denotă logica cercetării, tranziție de la general spre aspecte particulare, de la abordări de natură teoretico-doctrinară spre cele pragmatice ramurale, ceea ce justifică opțiunea autorului pentru astfel de configurație științifică pe care o regăsim în lucrarea prezentată.
Capitolul 1, analiza situației științifice în domeniul studierii fenomenului constrângerii în cadrul statului de drept, autorul vine să analizeze o amplă, să abordeze o amplă, am o greșeală aici, pardon, deci am să corectez, iată am identificat-o. Deci, o amplă abordare a publicațiilor din domeniu, aparținând autorilor din țară și de peste hotare. Capitolul debutează cu analiza dependenților conceptuale, ce indică un real amplu în care poate fi plasată analiza, cercetarea și dezvoltarea constrângerii. În acest sens, în conținut regăsim autori care sunt sau formează, constituie patrimoniul intelectual european. Deci este vorba și de Aristotel, și Hegel, Kant, Giovanna, și Giorgio Del Vecchio și mulți alții, care se prezintă printr-un orizont amplu prin care constrângerea și comportamentul au semnificații morale și valorice. Mai mult, acestea sunt conectate și la probleme de natură discutabilă, a modului în care este exprimat gradul de libertate al persoanei, în special în contextul gărinierii creștine, ceea ce și în prezentarea de astăzi s-a scos în evidență. Este interesantă maniera cercetătorului prin care acesta jonglează frecvent cu abordări istorico-doctrinare și legale concomitent, astfel urmărind să demonstreze actualitatea unei redimensiuni științifice a cercetărilor asupra particularităților constrângerii juridice în prezent. În aceeași direcție este plasarea în conținutul cercetării a abordărilor comparative prin care sunt apreciate și scoase în evidență diferențele și asemănările dintre conceptele operaționale ale cercetării, exemplu constrângere juridică, constrângere statală. Ca rezultat al analizelor și discuțiilor pe marginea acestui subiect, să se înainteze pentru uz formula conceptuală constrângere statal-juridică. Propunerea urmată de explicații și argumente ale autorului în susținerea intrării în uz a acestui concept. Cu atenție, dar în același timp aleatoriu, este utilizat și conceptul de coerciție, care, în opinia autorului, are o intențiune mai restrânsă decât noțiunea de constrângere și care necesită a fi tratată pe o luare în calcul atât a componenței sale statice, cât și a celei dinamice, în temeiul cărora sunt formulate două forme specifice, identificate de autor, relativ independente de constrângere juridică, potențială și reală. Una dintre constatările importante ale autorului la acest compartiment, fiind că lipsa de eficiență a constrângerii juridice este determinată mai degrabă de natura sa statală decât de cea juridică. Deci, trecerea în revistă a contribuțiilor științifice a autorului asupra modului în care au cercetat problema constrângerii juridice indică un spectru larg de autori naționali și străini care au investigat și dezvoltat în publicațiile sale problematica științifică a tezei. Necătând la aceasta, se indică că nu există la moment o viziune uniformă, chiar dacă există aspecte consensuale recunoscute de autori consacrați, ceea ce și oferă posibilitatea ca să se revină, odată în plus, cu cercetări care să traseze investigarea în contextul actual a constrângerii juridice. Evaluarea modului în care este tratată în literatura de specialitate constrângerea juridică, spre deosebire de constrângerea statală, aduce în atenție autori și cercetări care au scos în evidență direcții de reflecție cu referire la necesitatea unor interogații perene asupra unor instituții, precum cea a constrângerii în contextul statului de drept, ancorat în procese dinamice de dezvoltare și ajustare la standarde europene, luând în considerare condițiile actuale ale procesului de aderare a Republicii Moldova la UE. Chiar dacă nu regăsim dezvoltate aspecte extinse sau expres centrate pe acest subiect, relaționate acestor transformări, tocmai în această cheie a fost realizată lucrarea a transformărilor și a caracterului legitim care plasează cu necesitate cercetarea științifică a particularităților constrângerii juridice în contextul dinamicii proceselor și caracterului tot mai complex al dreptului.
Cel de-al doilea capitol, Fundamente teoretice și metodologice ale constrângerii în statul de drept, debutează cu o abordare a tipurilor de stat, invocate pentru a prezenta principiile statului de drept în calitate de reper al analizei calitative a constrângerii juridice, cu luarea în considerare a aspectelor normative și ideologice. Cercetătorul constată că atributele ce identifică calitatea statului de drept și a constrângerii juridice realizate de acesta nu au fost sistematizate, clarificate și acceptate într-un mod generalizat. În această cheie a cercetărilor sunt puse în discuție abordări ale specialiștilor din dreptul constituțional și din cele teorii generale a dreptului pentru a scoate în evidență caracteristicile statului de drept plasate în contextul problemei științifice propuse spre soluționare. Evaluarea acestor resurse analitice definește necesitatea unor abordări specifice, a unor aspecte individuale necesare a fi dezvoltate din punct de vedere al funcționalității constrângerii juridice. Per ansamblu, analiza dimensiunilor în care se încadrează primul compartiment al cercetării din conținutul acestui capitol se conectează la problematica drepturilor și libertăților fundamentale în calitate de obiectiv de realizat prin intermediul tratării particularităților constrângerii juridice în statul de drept. Cercetarea considerând adecvat abordarea sistemică pentru a asigura coerența și integritatea conceptului, generalizează asupra faptului că o calitativă constrângere juridică este dependentă de un cumul de factori, precum sunt principiile de drept, sistemul judiciar independent, calitatea legii și multe altele, dar acestea sunt cele care au o pondere mai substanțială. În acest context, se realizează o prezentare a abordărilor diferențiate a constrângerii prin incursiune la perspectiva filozofică, psihologică, inclusiv filologică, am identificat, socială, ceea ce contribuie la evidențierea și determinarea esenței constrângerii în general și structurarea unei formule explicative asupra modului în care apreciază autorul cercetării diferența substanțială dintre constrângere și violență. În continuare, uzând de metoda întrebării și a răspunsului, autorul înaintează metoda de identificare a caracterului echitabil al actului de constrângere. Corespunzător, aprecierea dată conexiunii dintre dimensiunea morală și cea juridică a constrângerii, la care în fond aderăm și susținem și nu putem să nu-i dăm dreptate că are importanță semnificativă această dimensiune și această formă de abordare, oferă fundament valoric dezbaterilor științifice în acest compartiment al lucrării. Se relevă că există multiple interdependențe conceptuale care sunt dezvoltate pentru a reitera caracterul inerent al constrângerii juridice și obiectivitatea actului de cunoaștere pentru a nu omite caracteristicile definitorii ale dreptului. Or, în opinia autorului, în prezent, cercetarea științifică înregistrează omisiuni, ori ignoră aspecte importante ale dreptului. În această direcție se prezintă o critică a coercitivității generale a dreptului și se argumentează și dezvoltă înțelegerea conceptului de constrângere ca unul cu implicații contextuale. Potrivit autorului tezei, sunt înregistrate construcții consolidate, precum cea de construcție teoretică a constrângerii juridice, care nu a fost suficient cercetată, ceea ce impune dezvoltarea unui compartiment separat care încearcă să trateze ca un tot integru elementele structurale, instrumentale și contextuale ale acestui concept. Argumentul de bază al autorului favorabil dezvoltării acestui subiect, opinia la care iarăși subscriem, este că clarificările pe acest subiect contribuie la punerea în aplicare a normelor juridice și aduc după sine avantaje atât din punct de vedere teoretic cât și aplicativ. O atenție sporită ar merita dezvoltarea subiectului prin care se solicită explicarea dreptului în formula constrângerii juridice, care în viziunea autorului este incorporată în modul în care este conceptualizat dreptul.
La acest compartiment, chiar dacă investigația în cauză nu face expres referință la una dintre categoriile fundamentale de instrumente juridice, instrumentul conceptual, care se regăsește în lucrări consacrate din teorie și metodologia juridică, în special autorul francez Bergel, totuși metodologia dominantă a cercetării realizate de domnul Tănase este axată pe valorificarea în mod extensiv a acestui instrument și susținerea poziției că el necesită a fi fortificat. Analizând opiniile autorilor pe marginea constrângerii juridice în statul de drept, în investigații se corelează concepte și abordări care reiterează controlul puterii publice prin lege. Mai exact, sunt puse accente pe cerințele de legalitate pentru a stabili limitele conținutului substanțial al dreptului, necesar pentru a proteja individul de arbitrarietate. Corespunzător celor analizate de autor, se propune a delimita dintre constrângerea juridică naturală pozitivă și constrângerea instituțională negativă, redate și sub formula structurală schematică, care se regăsește la pagina 84, care propun ca constrângerea juridică să fie tratată ca un complex de elemente interdependente, opinie care se bazează pe cercetările autorului tezei și pe luarea în considerare a opiniilor și altor autori pe acest subiect. Capitolul 3 al lucrării, conținutul și mecanismul constrângerii juridice în statul de drept, este prezentat de autor de pe poziția unei perspective critice asupra lipsei de interes științific pentru investigarea relației dintre constrângere și drept. În același timp, se reiterează autoritatea practică a dreptului, care, din punct de vedere doctrinar, este dependentă de dimensiunea sa normativă. Prin raționamentul dezvoltat, cercetarea revine la revalorizarea teoretică a subiectului coerciției, plasate în contextul multiplor dimensiuni de abordare normativă a dreptului, pentru ca să susțină că dreptul nu este doar normativ, ci reprezintă un tip particular de sistem ce pretinde autoritate. Ceea ce merită atenție în acest caz, deci este opinia dezvoltată prin care se accentuează că rolul conceptual constrângerii juridice nu se limitează la chestiuni pragmatice legate de eficiența acestuia. Acest subiect, în opinia noastră, este un aspect definitoriu pentru contextul actual al discuțiilor pe marginea rolului dreptul și al instituțiilor de drept în asigurarea echilibrului și ordinii în societate, dar și în contextul dezideratului de consolidare a democrației și statului de drept. Anume, în perspectiva abordărilor de esență pe marginea unor subiecte, chiar dacă și sensibile și mai puțin populare, este necesar să se construiască abordarea științifică actuală. Deci ceea ce este sugerat și de conținutul acestui compartiment al lucrării. Astfel, tratând constrângerea juridică, autorul pe bună dreptate susține că nu putem discuta despre aceasta fără a ține cont de dimensiunea morală a subiectului, dar și în contextul mai amplu al oricărui alt subiect ce se referă la realizarea dreptului. Adică orice contextualizare este posibilă, precum și orice realitate aduce în atenție comportamentul și mecanismul de constrângere aplicabile în caz de necesitate. Odată ce se propune abordarea sistemică a constrângerii, se va lansa și o sistematizare asupra măsurilor de constrângere existente, luând în considerare funcționalitatea acestora. Apreciind constrângerea juridică ca fenomen unic, holistic, sistemic și eterogen, autorul investigației indică că este necesar și importantă o clasificare a măsurilor de constrângere, nu atât din punct de vedere științific, cât din punct de vedere aplicativ. Autorul opinează și aduce dovezi în acest sens că o sistematizare a măsurilor de constrângere în cheia constrângerii juridico-statale nu doar că va contribui la clarificarea și unificarea terminologică sectorială, dar va contribui la creșterea eficienței dreptului per ansamblu datorită unei extinderi cu caracter anticipativ a măsurilor de protecție, a răspunderii juridice, a constrângerii juridice, necesare a fi luate în considerare pentru a consolida, din punct de vedere calitativ, un sistem democratic și statul de drept.
Suplimentar, sunt dezvoltate condițiile în care pot fi asigurate eficiența măsurilor de constrângere, printre care se indică conștientizarea beneficiilor, existența măsurilor de constrângere, înțelegerea efectelor, stabilirea caracterului stabil și durabil al măsurilor de constrângere. Consecvența unei cercetări va indica și unele particularități ale mecanismului de constrângere, care, după opinia exprimată de autor, ar fi un instrument de influență. Acceptăm și această poziție autorului, doar că, luând în considerare analizele din aceeași lucrare, vom putea intra în polemici pe marginea acestui subiect, dat fiind faptul că însuși autorul oferă o pondere mult mai mare altor instrumente decât cel menționat supra. Ca urmare, în vederea clarificării particularităților mecanismului de constrângere, se constată corelația dintre mecanismul de coerciție de stat cu mecanismul de realizare a dreptului, dar care nu este, în opinia autorului, suficientă pentru a clarifica subiectul cercetării. De aceea și se propune examinarea corelației dintre constrângere legală și mecanismul de realizare a dreptului, dar și de reconsiderarea mecanismului de reglementare, în temeiul cărora se susține că mecanismul de constrângere juridică statală, formula înaintată de autor în lucrarea la început, și care se află la juncțiunea mecanismului de reglementare cu mecanismul statal. În același context, o altă dimensiune de analiză se prezintă în referința făcută la distinția dintre mijloacele juridice și non-juridice de constrângere, cu o analiză mai extinsă asupra celor din urmă, adică mijloacelor non-juridice, dat fiind faptul că sunt privite ca structuri fundamentale ale societății și cu tratarea problemei de cercetare prin prisma funcțiilor statului. La acest compartiment, probabil că ar fi sugerată o intervenție asupra constrângerii morale, care este, ar fi probabil mai degrabă în direcția unor întrebări și căutării de răspunsuri, care este funcționalitatea acestuia, ea este posibilă din punct de vedere a obiectivării sociale, a dreptului și multe altele. Capitolul final al lucrării are un conținut bogat, care este un spațiu de întâlnire dintre mai multe domenii, ramuri ale dreptului, deci, și constituțional, administrativ, penal, care, datorită aspectelor particulare dezvoltate, oferă expresie aplicativă și actualitate practică investigației realizate. Într-un caz, se înregistrează și o nouă formulă de conceptualizare a constrângerii, constrângerea constituțional-juridică, care, conform autorului, este reprezentată de măsurile specifice aplicate în acest caz. Cel puțin în opinia noastră, chiar dacă se justifică forme specifice de constrângere, totuși nu este cazul să se opereze cu multiplicarea conceptelor. Probabil că cel mai indicat mod de a exprima specificul ar fi fost constrângerea constituțională, dar aici este libertatea totală a cercetătorului să formuleze exact încheia în care și-a dorit dumnealui. Acest lucru se referă la subiectul cercetării realizate și regăsite în paragraful 1 al capitolului final și la cele ce urmează după. Autorul însă își pendulează pe conținut, oscilând între formule de exprimare, exprimă exact aceeași perspectivă asupra lucrurilor. În cel de-al doilea caz, tranziția spre analiza constrângerii prin raportare la funcționarea și administrarea societății reiterează factori politici, economici, sociali și alții ce conduc spre raporturi juridice specifice și exprimă constrângerea juridică-administrativă. Opinia autorului este justificată și de tendința tot mai pronunțată a administrațiilor de a adopta acte administrative individuale și normative necesare pentru bună activitate publică. Cel de-al treilea, se dezvoltă modul în care se manifestă constrângerea juridică în materie civilă, în context, autorul referindu-se la literatura de specialitate și apreciază răspunderea civilă ca o măsură de constrângere, precum și faptul că constrângerea ca fenomen juridic
poate exista în cadrul unei categorii juridice, precum raportul juridic civil. Pe marginea acestei viziuni se profilează un real neacoperit științific de cercetări exhaustive la moment și incontestabil rămâne și dăm dreptate autorul că constrângerea trebuie văzută ca în joc de protecție a drepturilor subiective, civile care se completează și cu ceea ce ține de răspunderea juridică. În al patrulea caz se pune în atenție analiza particularităților procesual penale tratate din perspectiva identificării și aplicării corecte și echitabile a mecanismului de constrângere juridico-penală. Autorul consideră necesară analiza constrângerei prin această prismă datorită prejudiciilor semnificative, uneori ireparabile, comise odată cu săvârșirea infracțiunii, ceea ce demonstrează că aceasta este principala modalitate de realizare obiectivelor dreptului penal. În consecință, și în consonanță cu celelalte cazuri, se analizează particularitățile de conținut și modalități de influență asupra comportamentelor persoanelor, dar accentuându-se în repetate rânduri specificul măsurilor de constrângere în procedura penală. Pornind de la cele analizate, concluzionăm că lucrarea conține multiple aspecte relevante analizei actuale a constrângerii juridice în statul de drept. Diversitatea cadrului conceptual adiacent creează un spațiu amplu de analiză și cercetare din perspectiva actualității, dar și a dinamicii proceselor sociale, ce influențează în mod decisiv dreptul. În această conjunctură și sunt profilate teme noi de cercetare, necesare a fi plasate în centrul atenției realizate de către cercetătorul care își asumă domeniul teoriei generale a dreptului, precum și subiecte care necesită revenire, revizuire și reactualizare. În finalul analizei conținutului lucrării, remarcăm că, din punct de vedere structural, teza de doctorat se încadrează în cerințe de proporționalitate, iar din punct de vedere al conținutului se remarcă o multitudine de probleme și concepte care se regăsesc conjugate cu problema științifică anunțată. În consecință, înaintăm unele sugestii care nu diminuează nici cum din valoarea intrinsecă a cercetării realizate de către domnul Tănase, dar care ar fi o perspectivă reală de creștere substanțială de viitor a impactului și relevanței cercetării realizate în această lucrare. Și aici, probabil, vine în consonanță cu îndemnul conducătorului științific de a fi continuate cercetările științifice de către doctorandul care este în susținerea publică de astăzi. Deci este vorba despre anumite fluctuații și suprapuneri noționale, care fie ar necesita clarificări suplimentare, fie uniformizare, dat fiind faptul că în unele dintre cazuri trezesc semne de interogare, dar din răspunsurile de clarificare pe care le-am avut astăzi și prezentarea doctorandului, deja lucrurile sunt foarte bine, se așează, pentru că aici, în anumite cazuri, se crea impresia repetitivității subiectelor, ceea ce nu este, pentru că spuneam și contextul și modalitatea în care le tratează pe conținutul în care este utilizat conceptul. Pe alocuri s-ar fi solicitat o mai mare grijă față de modul de operare cu noțiunile, termenii din textul științific. Aici mă refer la formulele diferențiate de scriere și prezentare de către autor. Deci constrângere statală juridică, juridico statală. Deci iată, le folosiți în lucrare, sunt ambele formule folosite, doar că două cuvinte inversate și de obicei deci trebuie să optăm pentru o formă unică, deci, pentru că ideea este aceeași. Mai degrabă că acestea sunt de natură tehnică, dar care se regăsesc ceea ce ar fi discutabil în cazul în care ar fi extrași acești termeni din conținutul lucrării. În conținutul capitolului 1, deci este acest concept și în cele ulterioare, 2-3, deja este formula constrângere juridico-statală. Fie este o perspectivă conceptuală de a fi utilizat în acest fel, fie este doar o inversare de termeni, așa cum spuneam
mai sus. Consider că ar fi fost binevenită o mai accentuată prezentare a particularităților mecanismului de constrângere, ceea ce ar fi accentuat și dat o mai mare individualitate cercetării realizate. La fel și în cazul unor constatări importante ale autorului, dar care nu sunt dezvoltate. Acestea sunt un reper de fundamentare relevant cercetărilor ulterioare, deci cum ar fi cele care sunt la pagina 44, de exemplu. În aceeași direcție, aș sugera sigur că pentru continuarea cercetărilor să se dezvolte subiectul interconexiunilor metodologice dintre formele de constrângere, care ar merita o atenție sporită din perspectiva eficienței persuasive a constrângerii. O altă sugestie se referă la modurile în care dreptul formulează și explică anumite dependențe, dependențe ontologice, epistemice, analitice, conceptuale și pragmatice, formulate de autorul cercetării, care în opinia noastră sunt de o relevanță majoră și se recomandă a fi dezvoltate fie în formulă explicativă separată, fie în conținuturi științifice consolidate. Opinăm că aceste dependențe se pot încadra în formule conceptuale solidare sau consolidate, deci este vorba despre cele care se regăsesc în trei priorități majore de abordare, epistemică, ontologică și pragmatică, analitică încadrându-se în acestea. Pentru că însă și dumneavoastră în lucrare ați menționat că acestea sunt niște subiecte care ar putea folosi ca teme individuale de cercetare și dezvoltate ulterior, ceea ce perfectă dreptate aveți, pentru că sunt niște subiecte ample și foarte consistente și importante, care necesită fundamentare și care, cu adevărat, ar putea fi o teză de doctorat separată. Și prea generale ca subiect, ziceți dumneavoastră, dar, în opinia mea, ele sunt și destul de empirice în condițiile în care se vor găsi în alte cercetări. Cele remarcate nu diminuează, reiterez acest lucru, nici cât de puțin semnificația teoretică și valoarea științifică și practică a lucrării. Sugestiile formulate își se referă la unele posibilități de dezvoltare în fie articole, fie studii separate. Apreciind caracterul și noutatea cercetării, contribuție personală a autorului, originalitatea, menționăm că lucrarea elaborată de domnul Tanase Oleg se prezintă ca o lucrare matură, ce identifică un subiect multidimensional în contextul proceselor dinamice în care este plasat dreptul în prezent. Datorită concursului, abordărilor multidimensionale se plasează în contextul amplilor fluctuații științifice, ceea ce oferă și originalitate și noutate științifică. Lucrarea este caracterizată de un limbaj clar, se operează cu noțiuni exacte, autorul lucrării intervine cu clarificări și delimitări conceptuale acolo unde este cazul. Textul este inteligibil, se lecturează ușor, propozițiile și frazele echilibrate. Lucrarea corespunde cerințelor înaintate față de corectitudinea aparatului științific și a descrierilor bibliografice. Teza se prezintă ca o cercetare închegată, structurată în jurul unui nucleu definit de cercetător. Rezumatul este în concordanță cu conținutul lucrării. Deci, ținând cont de cele menționate, voi concluziona că lucrarea cu titlul Particularitățile constrângerii juridice în statul de drept, înaintată pentru conferirea titlului științific de doctor în drept, la specialitatea 551-01, Teorie Generală a Dreptului, elaborată de către Tanase Oleg, este executată în conformitate cu cerințele regulamentare, poate fi admisă spre susținere publică cu conferirea autorului titlului științific solicitat. Deci am citit cu plăcere această lucrare, ziceam că sunt pe alocuri anumite lucruri care mi se păreau că sunt prea multe și ar putea fi de presus atunci când le pui într-un tot integru, deci îți dă imaginea clară a modului în care a văzut autorul această lucrare și cu adevărat lasă spațiu de gândire și de cercetări ulterioare. Vă mulțumim foarte mult, așa, dumneavoastră cum o să spuneți câteva sau ați mai așteptați să după a doilea reverență? Mai așteptați. Mai gândiți la
bine, să fiți de acord cu doamna profesoră sau nu să fiți de acord de acum. Oferim cuvântul doamnei Zinaida. Da. Bună ziua la toată lumea, domnul președinte, mă stimați mentorii mei, membrii Consiliului și colegi. După consultarea atentă de zei domnului Tănase, am redactat o referință formulând cele ce vor urma. Și am înțeles domnului Tănase Oler, particularitățile constrângere juridice în statul de drept, reprezintă o lucrare valoroasă, originală, consacrată unei probleme extrem de importante, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic sau aplicativ, cum spunem noi. Importanța teoretică și practică a investițiilor întreprinse rezultă din însăși complexul problemei abordate. Dreptul și constrângerea sunt fenomene sociale care nu pot fi analizate în mod izolat. Interacțiunea lor se manifestă în două moduri, constrângere ca proprietate inerentă a dreptului și, din moment ce constrângerea este guvernată de drept, dobândește noi proprietăți interogatoare, devenind constrângere juridică. Actualitatea problemei este condiționată și de faptul că constrângerea este strâns legată de problematica răspunderii juridice, care pe bună dreptate este considerată una din instituțiile centrale ale dreptului și aceasta se datorează în primul rând faptului că răspunderea este direct legată de finalitățile dreptului de realizare a acestui. Constrângerea ca și răspunderea juridică intervine ca rezultat al faptei ilicite și derivă din sancțiunea pe care legiuitorul prevede în conținutul normei juridice. Ea constituie astfel un raport juridic de constrângere născut ca urmare a săvârșirii faptei ilicite. Și acest raport se caracterizează prin următoarele. Primul, unul din subiectele lui întotdeauna este statul, adică reprezentantul oficial, iar celălalt subiect este persoana care săvârșește fapta ilicită. 2. În conținutul raportului juridic de constrângere intră de asemenea drepturi și obligațiuni corelative, cum ar fi obligația statului de a aplica numai sancțiuni prevăzute de lege pentru o faptă anumită comisă și dreptul persoanei responsabile de a se aplica numai această sancțiune și nu alta. 3. Aplicarea sancțiunii se face în numele statului și are drept scop atât restabilirea ordinii legale încălcate prin fapte ilicite, cât și întărirea legalității. Autorul, de bună dreptate, susține că pentru a identifica esența și trăsăturile constrângerii, este necesar să se determine rațiunea esenței sale ca fenomen independent al realității sociale. Impresionează și faptul că în teza de doctorat, supusă recenzării, probleme, magica constrângerii juridice ca un timp de constrângere socială este caracterizată ca un fenomen inerent oricărei asociații de oameni și care determină o influență externă asupra conștiinței și comportamentul acesta. Sunt semnificative, după părerea noastră, aspectele indicate constrângerii ca fenomen social, după cum este inclus chiar și în lucrare, că este un instrument juridic la îndemâna persoanelor de drept public necesar pentru asigurarea ordinii publice, pentru a proteja interesele persoanelor publice sau de stat, și una din metodele de manifestare a puterii de stat pe care o implementează împreună cu legea, care este un instrument juridic al statului care permite statului să își aplice deciziile și măsurile conținute în acestea. Cele spuse se pronunță incontestabil în favoarea competitorului, care a reușit în viziunea noastră să reflecte multe aspecte importante ale constrângerii juridice în general, slab studiate, totalmente trecut cu vederea în literatura de specialitate a Republica Moldova. Privită sub acest aspect, actualitatea și originalitatea temei investigate nu poate fi contestată. Autorul tezei își propune ca scop efectuarea unei cercetări a particularităților constrângerii juridice în cadrul statului de drept, în identificarea și soluționarea unor probleme teoretico-practice, a interdependenței dintre formele constrângerii, precum și formarea unor recomandări pentru eficientizarea cadrului teoretic în materia teoriei generale a dreptului. De asemenea,
Scopul studiului se axează pe procesul de identificare și soluționare a particularităților constrângerii juridice, evidențierea temei și esenței structurii și conținutului specific al constrângerii juridice, corelate cu conceptul statului de drept. Concomitent sunt propuse mai multe obiective, 7 la număr, care în principal dezvoltă și dezvăluie scopul propus și permit o mai bună interpretare a obiectivului investigațional. Pentru a-și atinge scopul și obiectivele propuse, competitorul pornește de la un plan logic, argumentat, bine gândit, care îi permite să dea răspunsuri la cele mai esențiale probleme ale temei, astfel teza de doctor este structurată în introducere, 4 capitole divizate în paragrafe, urmate de concluzii generale și recomandări. Teza, de asemenea, cuprinde lista abrevierilor, notările în română, rusă, engleză, bibliografie și alte compartimente cerute de regulament. Introducerea este guvernată de recomandările și exigențele regulamentare și evidențiază actualitatea, importanța, originalitatea temei abordate, scopul, obiectivele, noutatea științifică și rezultatele obținute, semnificații teoretice și valoarea aplicativă a lucrării, noutatea științifică a rezultatelor obținute, suportul metodologic, ipoteza de cercetare, sumarul compartimentelor tezei. În capitolul 1, analiza situației științifice în domeniul studierii fenomenului constrângerii în cadrul statului de drept, autorul și-a concentrat atenția principală asupra problemei doctrinare aferente constrângerii juridice pe prisma teoriei generale a dreptului. Competitorul consideră oportune și pozitive eforturile întreprinse de cercetătorii autohtoni și străini pe problema constrângerii juridice, dar în același timp scoate în evidență și unele lacune, probleme care, după părerea dumneavoastră, ar necesita studii suplimentare, fapt ce l-a determinat, cred că, să-și aleagă ca teme de studiu de doctorat constrângerea juridică în statul de drept. Capitolul 2. Fundamente teoretice și metodologiile a constrângerii în statul de drept scoate în evidență sistemul principiilor statului de drept ca fundament pentru realizarea calitativă a constrângerii juridice. Cercetează caracteristici teoretice inerente constrângerii analizate prin prisma esenței sale sociale. De asemenea, se pronunță și asupra construcției teoretice a acestei constrângeri juridice în statul de drept. Merită atenție încercarea și nu fără succes a competitorului de a analiza fiecare element pentru a fi temenii justificată și analizată constrângerea prin prisma interdependențelor existente cu instituția dreptului și a statului de drept, fiind realizate prin prisma două forme, constrângerea naturală pozitivă și constrângerea instituțională negativă, după cum a spus și colega anterior la pagina 84 în lucrare 17 în rezumat. Capitolul 3. Conținutul și mecanismul constrângerii juridice în statul de drept ocupă indiscutabil un loc central în studiul doctoral al autorului. Acest lucru rezultă din însăși construcția structurală a comportamentului nominalizat, referindu-se la problematica statului de drept, la care legea e rege. Competitorul consideră constrângerea ca un factor ce condiționează și asigură supremație legii în stat. Aceasta se efectuează prin sistemul de măsuri de constrângere juridică existente în statul de drept. Constrângerea presupune un proces de aplicare a dreptului, respectiv într-o asigurare funcționării și eficacității statului de drept, este necesară reglementarea juridică și realizarea acestei sub formă de raport juridic. În acest scop se impune un mecanism de constrângere juridică transparent, care funcționând indiferent apare ca rezultat interacțiune în cadrul sistemului juridic a societății, a elementului de reglementare juridică și a instrumentului juridic de stat. Prezintă interes cercetarea constrângerii juridice prin prisma funcțiilor dreptului, considerând aceasta ca o inovație în studiul doctoral. Capitolul 4. Instituția constrângerii în diferite ramuri ale dreptului. Vom spune că pornind de la tendința de a privi răspunderea juridică ca o categorie complexă, autorul se pronunță asupra constrângerii analizate mai întâi prin prisma dreptului constituțional. Specifica acesteia e faptul că constrângerea constituțional-juridică ar trebui și este înțeleasă în cheză ca un grup separat de măsuri coercitive, având scopul de a proteja supremația Constituției ca un fundament al statului și al societății. În continuare, autorul se
pronunță asupra constrângerilor juridice prin prisma actului administrativ în materie civilă și ca instituție fundamentală a dreptului penal și procesual penal. Făcând o generalizare a structurii studiului doctoral, a comportamentelor acestuia, a modului de repartizare a materialului teoretico-științific, putem trage concluzia că autorul principal a reușit să repartizeze uniform materialul și să dea răspunsuri la întrebările principale ale tezei. Totalmente, studiul investigațional este bazat pe documente normative inedite, surse științifice informaționale prestigioase, care i-au permis competitorului să cerceteze substanțial, calitativ, obiectivul propus. Teza de doctorat supusă cercetării are o asigurare bibliografică solidă de 253 de titluri. Acest fapt este demonstrat prin diversitatea surselor bibliografice prezentate în comportamentul respectiv al lucrării. Autorul a întreprins o studiere și clasificare amplă a surselor științifice, normative și informaționale de Republica Moldova, România, Federația Rusă, precum și alte țări, strict ținând cont de circunstanțele care au fost scrise și de tendințele urmărite în tratarea problemelor din tema propusă spre susținere. Suportul metodologic al cercetării se axează pe valorificarea metodelor logice, analiză, sinteză, inducție, deducție, metode comparative, metode hermeneutice, specific cercetării juridice, metode tipologice, metode clasificatoare și altele fundamentate de obscurul argumentativ. Aceste metode au permis identificarea particularităților constrângerii juridice în statul de drept. Relevanța științifică a rezultatelor obținute nu poate fi contestată. Lucrarea definește foarte clar problema științifică, scopul și obiectivele cercetării și ipoteza de cercetare. Conținutul este focusat spre verificarea ipotezilor de cercetare, iar concluziile generale și recomandările demonstrează realizarea scopului și a obiectivelor propuse pentru soluționarea problemei științifice. În ansamblu, rezultatele obținute prin elaborarea studiului doctoral sunt utile din perspectiva îmbogățirii doctrinei juridice naționale la subiectul investigat și ar putea constitui suport didactic pentru studenți, masteranți, doctoranți al facultăților de drept, cât și pentru practicienii din domeniu. În viziunea noastră, competitorul sub îndrumare reușită a conducătorului științific doctor habilitat în drept, profesor universitar Bogdan Dumitru, a reușit să elaboreze un studiu doctoral valoros, pregătit în baza ultimilor realizări ale științei juridice, cu respectare cerințelor stabilite de ghidul școlii doctorale de redactare a tezei de doctorat. Autorul a respectat normele de etică a deontologiei profesionale. Totodată, teza provoacă, precum orice încercare novatoare, unele întrebări, posibile rezerve sau chiar reacții critice, oricum constructive, și ne vom referi succint la unele din acestea. 1. În viziunea noastră, calitatea lucrării ar fi câștigat cu mult dacă problematica constrângerii ar fi fost analizată mai profund, prin prisma funcției de conservare, apărare sau protecție, după cum este în lucrare, și garantarea a valorilor fundamentale a societății. 2. Pare a fi exagerată afirmarea conform căreia cei care suferă din cauza faptelor reușite de drept civil sunt priviți ca victime, categoria acceptată în materia dreptului penal. 3. Textul tezei de doctorat nu este absolvit de unele greșeli gramaticale, de astfel puțin la numel, care la o redactare atentă vor fi ușor eliminate. 4. Deși cariculă se respectă exigențele față de informarea surselor bibliografice, sunt comise unele inexactități, cum ar fi, de exemplu, numărul paginilor din lucrările citate. Sursa, ca exemplu, sursa numărul 5, cred că, și eu cred că dumneavoastră le-ați ales pe pană, adică pe toți care sunt aici în mijlocit, Agorni Gheorghe, Teorie Generală Dreptului Chișinău, 2456 de pagini, însă de fapt sunt 654, domn profesor, 500 de pagini le-a luat la dânsul în buzunar. Sursa 102, Negru Boris Mochin Andrei Osmochescu Nicolae, Constituția Republicii Moldova, comentariu, 176 de pagini, aici s-au luat 400 de pagini pentru el, deoarece real sunt 576, cred că eu
Poate și tehnică. Tehnică, da. Tehnică mai sunt, dar eu sunt, mai spun care sunt. Și în cea de urmă și ar fi mai fost binevenit dacă sursele DEF ar fi fost amplasate la sfârșitul bibliografiei, după cum este, după regiune. Cele spuse nu afectează fondul pozitiv al lucrării, care pune în valoare calitățile certe de investigatura autorului. De concluziile. 1. Structura și conținutul tezei, metodele utilizate și logica expunerii materialului sunt o dovadă elocventă că competitorul a realizat un studiu valoros și profund la tema abordată. 2. Teza de doctorat recenzată conține o soluționare științifică nouă a unei probleme actuale. Noutatea științifică derivă din scopul și obiectivele tezei din considerații utile. Datele și concluziile investigațiilor efectuate ce contribuie la completarea unor lacune informaționale, normative și științifice de Republica Moldova. 3. Informațiile sistematizate ca și concluziile rezultate din urma cercetărilor efectuate pe marginea temei subliniază semnificația teoretică și valoarea aplicativă practică a tezei și pot fi utilizate pentru dezvoltarea problematicii și constrângerii juridice în statul de drept în general și a particularităților constrângerii juridice în special. Rezultatul sincronizează conținutul tezei de doctorat a domnului Tănase Oleg și reflectă conceptele cele mai valoroase ce se conțin în compartimentele structurale ale tezei. Principalele concepte, idei recurgătoare și au găsit reflectare în publicațiile și comunicările științifice analizate anume de autor care corespund exigențelor înaintate. Concluziile compartimentelor structurare ale lucrării corespund și sunt uniforme concluziilor generale. Studiul științific al domnului Tănase corespunde tuturor exigențelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității Educației și Cercetare în ACEC, Republicii Moldova și în baza regulamentului și acestuia, domnul Tănase merită conferirea gradului științific de doctor în drept la specializare 55101, Teorie Generală a Dreptului. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult și, domnul Oleg, vă invităm ca să răspundeți la obiecțiile și sugestiile făcute de referință. Doamna Ciobanu, doamna Hupașcu, domnul rând mulțumesc pentru reflexiile care au fost făcute în referatele de analiză la teza de doctor. Oricare sugestie, oricare obiecție, oricare opinie, bineînțeles că vom lua în considerare și în special atunci când vom discuta despre continuitatea acestui studiu sau continuitatea demersului științific ca atare. Vă mulțumesc mult, la flor. Așa, deci, și facem mai departe și la următoarea treabă. Da. Facem pauză. Nu, trebuie că deja e timp. Hai, să înțelegem așa, cum începem noi de la Orez Negru. Orez Alfabetică. Domnul Vornic, poftim. Mă mulțumesc, domnule președinte, eu vorbesc, dar în general vorbesc foarte serios. Stimați colegi, eu am să mă strădui să nu repet ceea ce s-a vorbit. Am ascultat foarte atent poziția referenților oficiali și ei s-au expus practic absolut cam tot ce este în lucrare. Drept că, după cum a caracterizat conducătorul științific și eu, la fel sunt pe aceeași poziție, fiindcă Tănase Oleg a crescut și în ochii mei, începând cu anii de studenție și pe tot parcursul vieții și, cu adevărat, este corect tot ceea ce a confirmat conducătorul științific. Și la capitolul modestie, cred că orice, nu contează cine este cercetătorul, că este un începător, că este deja cu experiență, nu trebuie niciodată așa ușor. Sau sunt de acord și accept toate obiecțiile. Dar toate poziția și sunt obiecții. Eu nu zadar am pus câteva întrebări și ați văzut că întrebările provocatoare încep să vină. Este o temă destul de serioasă. Noi suntem acum la final, la teorie, la tema răspunderea juridică și ele apar. Vrei, nu vrei, apar. Și lucrarea aceasta ne dă. Nu, cred că fiecare din dumneavoastră a luat ceva pentru el. Eu o să vă spun ce am luat eu pentru mine și pe mine m-a interesat constrângerea sau instituția constrângerii în diferite ramuri de drept.
foarte bine o argumentat și foarte bine o scos în evidență, fiindcă și nu numai că le-a scos în evidență, dar a încercat să deie și răspuns tot el, numai că este o problemă. De exemplu, cum se realizează scopurile pedepsii penale în dreptul penal. La fel este, sunt destul de bine și sunt de acord că el nu prea se realizează. Ce trebuie de făcut, cum trebuie de făcut, cum trebuie, începând din anii de studenție, că toți acei care aplică, tot noi cu dumneavoastră îi pregătim. Până la urmă, însăși faptul că tu aplici o sancțiune mai gravă, mai aspră, mai dură, asta nu înseamnă că se va realiza scopurile pedepsei. Constrângerea trebuie să aibă la bază și alte aspecte. Foarte frumos au vorbit referenții oficiali și noi cred că ar trebui, aia că acolo sunt de acord că ar trebui încă de dezvoltat, de văzut ce putem să facem, că până la urmă noi nu pedepsim sau aplicăm constrângerea din partea statului în principal, dar constrângerea poate fi aplicată nu numai de către instituțiile statului, ea poate fi aplicată și de către alte instituții, dar asta eu nu vreau să opresc detaliat, dar ea trebuie să-și realizeze scopul. Adică totdeauna se urmărește ceva foarte concret. Pentru ce aplicăm noi constrângerea? Ce se urmărește? Da, s-a încălcat prevederile unei norme. Nu contează care este ea, că e contravențională, că e civilă. Este o abatere, este o încălcare a prevederilor normei juridice și trebuie să vină constrângerea. Este unul una din particularitățile de bază, apropo, a dreptului. Statul trebuie să garanteze. Și nu în zadar am zis că și viceversa. Că trebuie să existe și obligațiile statului în cazul în care el este responsabil. Eu am participat la toate etapele, nu-i schimb poziția. Cu adevărat, mai mult, am avut discuții și cu conducătorul științific și ne-am mijlocit cu dumnealui, a acceptat aproape tot ce am propus și am zis că uneori nu trebuie să acceptați, că poate poziția noastră este mai bună ca a noastră, poate dumneavoastră argumentați alea că mai bine, că ați studiat alea mai mult problematica dată. Bine, noi tot ne-am ocupat de întrebările acestea, dar atunci când scrie o teză pe un subiect mai îngust, sunt sigur că cunoașteți mult mai multe decât noi toți, chiar și cei care reprezentăm acest Consiliu. Și atunci am spus că sunt de acord și acum repet același lucru. Ați fost un cercetător. De fapt și sunteți, nu ați fost la trecut și în prezent și cred și în viitor. Am avut mai multe colaborări și în activitatea practică. Și încă o dată confirm că meritați pe deplin conferirea titlului de doctor în drept. Am muncit foarte mult, chiar dacă e o perioadă destul de lungă de timp, dar în termin fix cum am început. Loc pentru mai bine, tot timpul este. Exact. Vă mulțumim mult, domn profesor, doamna Eliza Grecu, oferim cuvântul domnului profesoare. Mulțumesc, stimate domnule președinte, onorați referenți, stimați membrii Consiliului. Nu voi repeta ceea ce s-a spus foarte bine și convingător de către stimatele doamne profesori referenți referitoare la actualitatea și importanța cercetării, la noutate și originalitate. Nu voi putea spune nici mai mult, nici mai bine, aici lucrurile stau, da, foarte bine, apreciez. Dacă sunt obiecții și, da, nu se mai spune la noi, vreau zic că da, și... Da. Asta am vrut să zic, că deci aici toate aprecierile sunt incontestabile. În ceea ce ține de rezultatele cercetării, concluziile finale și recomandări, am apreciat valoarea lor doctrinară, metodologică, teoretică, practică și din recomandările pe care le-a formulat pretendentul nostru de astăzi, mi-a atras atenția și îmi pare deosebit de importantă recomandarea cu titlul de lege referendă referitoare la diminuarea constrângerii în justiția juvenilă cu substituirea și sau implementarea activităților psihologice, astfel încât să fie consumate stările de nesiguranță, promovarea măsurilor stimulatorii, reguli de moralitate și bune practici.
De ce mi-a atras atenția? Pentru că am obosit să vorbesc în auditoriu, în fața studenților, să mai zic și în acest auditoriu că există în societatea noastră și în sistemul nostru judecătoresc o necesitate absolut imperioasă de a institui justiția juvenilă. Da, tot respectul meu și susținere pentru instituirea Tribunalului Anticorupție, dar poate că mult mai important ar fi instituirea justiției juvenile, cu numirea în calitate de judecători a magistraților cu studii obligatoriu pe lângă drept pedagogie, psihopedagogie, da, școala pedagogică. Vorbește, bineînțeles, criminologul din mine, am tot respect, stimate domnule președinte, față de afirmarea dumneavoastră că teoria generală a dreptului este regina științelor, dar nici dreptul penal nu este ultimul curtean la palatul acestei regini. Da, nu-i regin. Da, și totuși. Deci, instituirea Tribunalului Anticorupție ar curma în viziunea mea, instituirea justiției juvenile ar curma în viziunea mea această tendință de furnizare a criminalității juvenile ca potențial viitor a criminalității maturilor. Și atunci, poate că Tribunalul Anticorupție ar avea mai puțin de lucru la timpul respectiv. Și așa cu titlul, mă rog, de sugestie, deci am apreciat că pretendentul nostru a definit constrângerea penală cu o singură remarcă, la moment când infracțiunea este prezentată ca faptă socialmente periculoasă și interzisă de legea penală, mie aici mi-a lipsit, bineînțeles, referința la faptă săvârșită cu vinovăție. Și nu pentru că vinovăția este și una din trăsăturile caracteristice ale infracțiunii și unul din elementele temeiului juridic al răspunderii penale și nu pentru că e vizată în articolul 6, care este unul din principiile fundamentale ale dreptului penal formulat în acest articol, principiul caracterului personal al răspunderii penale, dar și pentru faptul că săvârșirea cu vinovăție este acel temei de aplicare a constrângerii juridice față de persoana respectivă. În rest, deci, subscriu totalmente celor invocate până acum, referitor la corespunderea totală a lucrării tuturor cerințelor regulamentare și concluzionez cu aceea că, în baza analizei lucrării și în urma celor relatate anterior, afirm că teza de doctorat elaborată de către pretendentul la titlul științific de doctor în drept Tănase Oleg la tema particularitățile constrângerii juridice în statul de drept prezintă o cercetare științifică profundă și complexă a unei probleme de o semnificație importantă sub aspect metodologic și teoretico-practic. Investigația aduce o contribuție esențială la dezvoltarea științei autohtone, teorie generală a dreptului. La capitolul cercetări științifice a fenomenului constrângerii juridice în statul de drept, teza corespunde tuturor cerințelor regulamentare, iar autorul tezii, domnul Tănase Oleg, merită pe deplin conferirea titlului de doctor în drept. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult, doamna Raisa. Referitor la justiția juvenilă, eu tot am multe întrebări și rezerve, ca și noi fost, că când o mamă sau tata se plecați după vădare, dacă copilul rămas aici, ce are noi încă nu cunoaștem, încă n-am conștientizat. Și o să vorbesc la capitolul educației, pentru că asta este tot așa legată. Dar vă mulțumesc mult. Deci, ca dumneavoastră, domnul profesor, ați atins o problemă, eu chiar mă gândeam când tot am făcut, m-am oprit la problema asta și m-am gândit așa că, în principiu, noi încă să avem de cules. Absolut. Să avem de cules multe. Pentru că copiii rămași fără surmela părintească sau cu unul din părinți, dar de cele mai multe ori chiar nu-și cu unul din ei, pentru că oare buniei sau chiar alte rude au grijă.
asta să ducă ca să vină vreme noi să culegem roade din păcate, nu din cele mai plăcute în prevența asta. Și asta ne dovedește că la rău din păcate ne place nouă sau nu ne place, dar criminalitatea juvenilă crește în Moldova. Iată care asta e un lucru foarte alarmant. Dar referitor la problema care ne-a făcut să ne adunăm aici, de fapt, e mai ușor, după o analiză perfectă, chiar aș spune așa, o expertiză din partea mulți stimaților referenți, pentru că chiar mi-a plăcut, am ascultat cu atenție expunerea lor și au făcut o analiză complexă a lucrării și colegii mei, de asemenea, au, eu chiar mă gândeam undeva autorul a avut o temă nu din cele ușoare, pentru că nouă în aparență ne spare constrângerea, e o problemă așa, de, în realitate aici e o problemă extrem de complicată, măcar din simplu motiv. Că dacă am stat să analizăm însă și natura dreptului ca fenomen social, în natura sa de acum dreptul are o, să spunem noi, o constantă. Limitarea libertății individuale, dar dacă vorbim noi de limitarea libertății individuale, asta e constrângerea, fiindcă constrângerea și presupune. A faci și nu vrei, dar ce își trebuie. Așa că aici de acum e, și mie mi se pare că faptul că autorul a avut îndrăzneală și a atins această problemă, deși eu am spus că în caz de față pare, s-ar părea că eu poate prea extensiv am privit problema constrângerii. Dar constrângerea anume e un element, o trăsătură a dreptului prin natura sa. Fiindcă altfel în asta se constă că dreptul, dacă nu e asigurat și nu e, sunt luate măsuri în cazul în care normele juridice se încalcă, înseamnă că el degeaba mai există, la drept vorbind. Aș vrea să atrag atenție de asemenea la faptul că lucrarea are un caracter novatoriu prin faptul că problema dată, mai ales chiar să luăm prin prisma teoriei și prin prisma nu a fost cercetată, după părerea mea, destul de... Și aici, într-adevăr, apar o serie de probleme care, nu întâmplător, am pus întrebarea cum rămâne sancționarea și, de exemplu, constrângerea, aici sancționarea, e o categorie mai îngustă, ce sens că, măcar din simplu motiv, că sancțiunile pot fi nu numai ai la figurat spus o formă de măjuc, pot fi sancțiuni plăcute, fiindcă adecorat sau a premiat tot o sancțiune, o urmare a, și drepta realizării pozitive a normelor. Așa că aici, în genere, mi se pare mie că lucrarea se impune prin originalitatea sa, prin caracterul său novatoriu, se impune prin și nu poate fi pus la îndoială de pildă actualitatea temei. Și eu aș menționa faptul că autorul a reușit să pregătească o lucrare competitivă, a reușit să pregătească o lucrare care ne-a trezit și nouă interes, întrebările care le-a pus noi, asta de acum e o dovadă că calitatea lucrării, când trezește interes, de acum e lucrarea prin ce se impune. Se impune în primul rând prin faptul că ea abordează o problemă care totuși, am spus că problema constrângerii totuși la noi nu e studiată la justa valoare. Asta e o problemă care încă poate mai are nevoie de un studiu suplimentar, de un studiu suplimentar. Aș menționa de asemenea că autorul a reușit să utilizeze metodele și ele care i-au permis de a
scoate în evidență principalele trăsături care urmau să fie tratate în, în teză. Scopul și obiectivele trasate în viziunea mea au fost atinsă, structura lucrării n-am obiecții asupra acestea, fiindcă e o lucrare bine gândită, în orice caz materialul e repartizat uniform în, în teză. Aș vrea să atrag atenție și la faptul că autorul a reușit ca să, să oprească la principalele probleme ale temei. Evident că în genere apar mult probleme, ca să luăm mecanismul constrângerii, de pildă, mecanismul constrângerii, cum el în practică, de pildă, este realizat, de pildă. Dar, în principiu, eu și aș vrea să menționez, aș menționa faptul că și teza a prezentat interes și eu, iată, profitând de fapt, domnul profesor, în genul eu mă gândeam că la răspundere cam de și pot să mă aminte. După așa, dumneavoastră, eu nu știu, probabil mai mult de vreo 20 de lucrări au fost pe problema răspunderii. Și eu chiar mă gândeam, dar suntem probabil toate întrebările s-au epuizat, dar vedeți că totuși nu s-au epuizat. Așa că, în primul rând, eu vreau să felicit și conducătorul științific și doctoratul care s-a prezentat la înălțime. Rar când noi suntem maturi, când liber vorbește, a dat răspunsuri argumentate, l-a dat întrebările pe care noi le-am pus. Și dacă vorbim despre teză în general, eu aș pune că teza corespunde exigențelor înaintate de, de cerințele ANACEC. În genere, lucrarea se impune prin originalitatea sa, concluziile, de asemenea, merită atenție și mi se pare chiar lucrarea putea fi și v-ar sfătui ca, ținând cont de acele obiecții care au fost făcute de mulți stimați referenți, de, să luați chiar să le publicați, pentru că de atâta eu aș considera că putem chiar recomanda lucrarea spre publicare, pentru că iar completa substanțial lacunile cu care noi ne confruntăm în domeniul respectiv. Cele spuse, și caracterul novator al lucrării, și originalitatea, și importanța teoretică și practică a realizărilor, obținute și ținuta științifică înaltă a lucrării, ne permit nou, indiscutabil, să considerăm că scopul și obiectivele propuse au fost atinse. Autorul merită, în viziunea mea, acordarea titlului de doctor în drept. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult, domnule profesor. Ați ridicat multe întrebări, dar suntem în criză de timp. Cum? Nu e în criză mare, dar oricum ne-a urcat mai ușor sus. Dar acum parcă ne coborâm mai încet, așa, după vremea care am fixat eu, domnul profesor Ion Costă, îi oferim cuvântul, fiindcă așa e regulamentul. Trebuie toți să ne expunem. Asta e încă o dovadă în plus, domnul președinte, la faptul că și tematica, predicată la fileu, cum am zice noi, în cadrul acestei dezbateri publice, este una de actualitate. Deci dacă doctorandul a reușit să ne suscite toată atenția și noi să căutăm și noi să găsim și am găsit multe în citirea acestei lucrări, înseamnă că el și-a atins pe deplin acest scop trasat prin obiectivele formulate. În cadrul acestei lucrări, domnul Agornic a punctat că a fost prezent la toate etapele, noi am fost una mai mult, că am examinat-o și în cadrul catedrei. Da. Și e foarte bucurător faptul, ea a avut inițial un volum mult mai mare,
din care s-a redus și domnul profesor Negru, eu o să dau știre la mine, chiar reformulată la punctul 2, publicarea acestei vederea disimilării cât mai largi acestui conținut, anume având în vedere prin completarea celor materiale care, mă rog, fiind ținuți de niște rigori regulamentare, n-au putut fi incluse în lucrarea de față. Ca să nu repet, eu am redactat un aviz, o să fie anexat la așa cum se cere. Evident că e mult mai greu ca să trece în revistă aceleași lucruri, dar sunt lucruri utile, lucruri interesante, deși azi am avut o, cum ar zice o jurnalistă, o disonanță cognitivă, m-a făcut să cred sau să încerc să cred, teoria nu e cea mai regină dintre regine. Așa, e o ramură de drept, au zis, că studenții de la anul 4. Bine. Erai la anul 1 ei regină? Nu, la anul 1 eu fi fost ea. Și aceeași, ca să generalizez într-un fel această... Nu, ca spune, nu o să fiu modest de fel, dacă o să-i zic excepțională lucrare, prin faptul că este integră din toate punctele de vedere. Actualitate, generarea rezultatelor obținute, iar mie mi se pare, punctul meu de vedere, rămâne autorul să decidă, a fost prea sau un pic mai modest în formularea rezultatelor obținute, cel puțin redacțional. Deci avem, fiindcă aceeași parte finală sub denumirea de concluzii generale și recomandări, deci dacă la concluzii generale avem și ele se coraportează ideal cu obiectivele trasate în vederea atingerii scopului, atunci la recomandări mi se pare un pic așa, mai modestă. Eu cred că, sau dacă nu putem acum, cel puțin pentru viitor, aveți câmp de deschidere. Mă, n-am dezvăluit acum. Asta trebuie să fie dezvăluit, pentru că lucrarea cu aceeași este adresată atât specialiștilor în domeniul nou, ca să zic așa, și dacă va fi publicată, ea va fi citită și de un câmp mai larg de nespecialiști. Iar aici, cu aceeași propunere de lege ferenda, eu cred că trebuia dezvoltată aici. Pentru că s-au scoase din conținut, pentru că ați vorbit despre ea. Și punctat aici un pic mai... Pentru că asta e regula de prezentarea unei propuneri de lege referendă. Ea trebuie să vină ca concept, ca formulare precisă. Bine, dacă e vorba de o modificare, de aici dumneavoastră vorbiți conceptual. E mai greu să impui aici un proiect de lege, dar de ce nu? Ia gândiți-vă. Pentru că asta vedeți dumneavoastră și asta e rezultatul cercetărilor dumneavoastră. Nici aici... Iarăși revenind la faptul că sunteți prea modest. Deci în unele situații și în cazul dat ca finalitate, deci să fie așa un punct, eu știu, mai, nu știu, mai substanțial, da, mai forte, în cadrul lucrării dumneavoastră, eu insist. Dacă o să acceptați punctul meu de vedere, atunci evident că va da. Parcă totul e bine, crescendo și la sfârșit parcă nu vedem, sau cel puțin în părerea mea, încă în calitate de recomandări. Pentru că puteți să le formulați sau structural, nu știu cum să-mi explic, că n-au fost atât de evidente sau scoase cumva în evidență. În rest, evident că teza corespunde exigențelor, în aceea că se consideră ca o lucrare, sau o vedem ca o lucrare științifică autentică, având propriul stil, cu evident profund conținut, ceea ce am vorbit și, de asemenea, ținând cont de ținuta științifică, de semnificația teoretică, de caracterul rezultatelor obținute, propunem, evident, că Consiliul Științific Specializat, examinarea acelei recomandări care a survenit și la domnul Necru, în vederea publicării prezentei teze, iarăși în contextul diseminării cât mai large a conținutului acesteia. Și anume pentru faptul că n-ați încăput cu toată materia care ați avut-o inițială. Și eu țin minte, era peste 200 de pagini. Și atunci, exact, este o monografie. Și evident că, în final,
Ca rezultat a celor menționate, considerăm necesară a susține decizia Consiliului Științific Specializat și optăm pentru conferirea domnului Tănase Oleg a titlului științific de doctor în drept la specialitatea 551-01 Teoria Generală a Dreptului. Mulțumesc mult! Deci, am luat o ședință de acum, unde și rândul meu, calitate de președinte a ședinței de astăzi. Aș vorbea multe, vreau să spun, numai vreau să spun un moment atât. A spus că o lucrare inedită, ieri a spus că o lucrare inedită, săptămâna și la fel tot așa a trecut, da? Și unul mă provoacă, mă întreabă, cum domnul Smochină, uite, ambele lucrări cu mențiune. Care mai inedită, da? Și am salvat situația, zic că eu mă amintesc când în anii 90 examinam 3 teze pe zi. Nu că veneau de unde? Veneau din Ucraina, veneau din Rusia, veneau din România, noi nu putem ca în fiecare săptămână să-i adunăm. Și tezele erau tot menționate frumos, dar domnul Mocreac, Dumnezeu să ierte, zice «Каждая работа поштучное изделие». Nu poate fi comparate două teze, vreau zic, fiecare are, deci, cum zice, mergul și nu-i așa, ai. M-ați înțeles, ca să... asta, bun. Onorată asistență, am fost atent de la început, foarte des a fost și pronunțat, sonorizat termenul educație, așa, a adus și cu exemplu din Olanda, frumos, așa, din comparație. Am călătorit și eu prin mai multe state și fiind în Suedia, înainte de Crăciun, premier-ministru, vinem fața Parlamentului cu o face totalul anului și vine cu propunere de lege, adică o propunere, o inițiativă legislativă, ca să coboare, ca să asta e impozitul pe venit. A fost ascultat prima întrebare care a fost despre președintele asta, grupii parlamentare pe educație și cercetare, a spus da bani pentru știință o să ne ajungă. Cea mai mare comisie din Parlament, de 40, mai mult de 50 de deputați, asta e Comisia pentru Educație și Cercetare. Da, premierul răspuns, avem rezervă cu și întreține, fiindcă acolo educația este în capul mesei. Cred că m-aș opri mai detalat, dar timpul e asta. Referitor la evenimentul de astăzi, m-am pregătit și eu, am scris și eu și un aviz, cum se cere, nu o să mă opresc asupra tuturor, am analizat teza de doctor în drept și lucrările realizate de către domnul Tănase Oleg pe parcursul anului de studii. Am ascultat cu mare atenție și considerațiile deci domnului pretendent, zic, la titlul științific doctor în drept, referitor la temă, frumos a fost actualitate, la fel s-a vorbit, scop, obiective, noutate, originalitate științifică, concluzii și recomandări, precum și considerațiile membrilor Consiliului Științific Specializat, a referințelor oficial. Răspunsurile, ce mi-a plăcut clar, că vreau să zic următoarele, că conținutul tezei doctor în drept și răspunsurile la întrebările adresate domnului Tănase, considerațiile referendului, deci provoacă discuții, vreau și să spun că deci discipulul nostru astăzi își vede visul codii, devenind membru a comunității științei și în domeniul teoriei generale a dreptului. Așa și dacă asta e ca un preveting, da? Și dacă trece, va fi următorul pas, vreți că propun așa, ca să fie întâi acceptat în cel mai valoros partid, Partidul Știința. Cum ai ridica așa? Ai ridica diploma, vii la noi, depui cerere și te primim. Este devin membru acestui partid care nu are cotare. Acest partid nu are cotare. Știința, dacă ați venit în cercetare, să fiți devotați
până la urmă cercetarea. Și ce mai vreau spun? Că domnul Tănase Oleg a dat dovadă de o cunoaștere foarte bună a materiei și s-a evidențiat după mine în dialogul dintre membrii comisiei și nu numai astăzi. Dacă să mă opresc la ce? La fundamentarea cadrului conceptual. S-a vorbit astăzi detaliat de către doamnele referenți oficiali cu atâta meticulozitate. Da, vreau zic cu într-adevăr aceste aprecieri, vreau zic că merită a fi nu că redactate, dar pur și simplu schimbate și când ai publici lucrarea ca să fie în calitate de referință, ca în calitate de recenzii la aceste lucrări. Deci eu, după mine, apreciez, vreau zic, la acestea. Dacă vorbim despre gradul de noutate, originalitatea cercetării științifice și la fel s-a vorbit detaliat, noutatea științifică, despre originalitate, și aș spune că, cum a spus și doamna Ciobanu, doamna referentă oficială, că lucrarea este elaborată în spiritul unei concepții teoretico-metodologice contemporane. Și într-adevăr, o metodică, vreți, care este propriul modelului european, vreți, că privind fundamentarea științifică a acestei probleme. Rezultatele principale noi obținute în urma investigațiilor au vorbit de acum, uite, aici la mine e scris pe 3 pagini, pagina 158, 1061, 161, mă iertați, dar unde este sconținut, deci sunt deschise rezultatele cercetării. Direcția științifică, care a fost ridicată, bineînțeles, astăzi și s-a pronunțat și domnul profesor Boris Negru referitor la această problemă că e reactualizat și ea rămâne în cădere liber, dacă așa v-am înțeles corect, fiindcă dumneavoastră știți care e situația și în viitor ne așteaptă, cred că vremuri și mai grele, dacă nu vom investi în educație și tinerii acestea care rămâne fără supraveghere și în barurile de noapte lucrează non-stop, câte două în fiecare sat și ele nu sunt aparțin celor de acolo de pe loc, dar este ceva care stă în spatele nostru, ceva care unul nu suporta aceste consecințe mai trebuie. Este obiectivul de studii, hai să spunem, a fost valorificat, practic. Eu vreau să spun așa, că lucrarea acoperă problematica evoluțiilor recente și aspectelor curente ale constrângerii juridice în statul de drept. Aici a fost făcut o paranteză referitor la statul de drept, pentru că așa este în teza dumneavoastră. Păi, poate discutată asupra acestei probleme și nu într-o teză, dar și într-o monografie. Nivelul prezentării, nivelul și calitatea lucrării, capacitatea potențialului pretendentului la gradul științific solicitat, de a se orienta în materie, de a răspunde la întrebări, de a întreține dialogul științific. Lucrarea poate fi apreciată ca tezele doctor în drept, iar domnul Tănase merită acordarea titlului științific doctor în drept. Eu vă doresc succes, aș vrea să vă aduc sincer fericitările ambelor, și conducătorului și pretendentului, dar dumneavoastră vă doresc să vă afirmați pe deplin ca cercetător științific, viață lungă și, cum spune, frumoasă alături de cei dragi. Vă mulțumesc mult! Acum așa, dacă nu sunt întrebări, noi trebuie să dăm citire proiectului hotărârii. Așa, după asta, mai apoi facem pauză și votăm și apoi. Putem? Da. Deci proiectul hotărârii, vă rog, domnul secretar.
O să-i dau citire integral, așa cum se cuvine, dar o să mă strădui cu o viteză mai sporită, dacă îmi permiteți. Chiar vă rugăm. Consiliul Științei Specializat, la cifrul 551-01-23-74, aici este o greșeală, o să corectăm. În rezultatul analizei tezei de doctor cu articulatății constrângeri juridice în statul de drept, la specialitatea enunțată, prezentată de Oleg Tănase, Consiliul Științei Specializat a concluzionat după cum urmează. Actualitatea reiese din evoluția juridică a statului, modificarea prin transformarea relațiilor și fenomenelor sociale, care în consecință conduc spre schimbarea relațiilor juridice. Această transformare juridică inițiază balansarea între conceptul drept și hotarele dreptului. Motivând că dreptul și constrângerea sunt fenomene sociale, doctorandul a susținut că acestea nu pot fi analizate în mod izolat, având o interacțiune ce se manifestă prin constrângerea ca o proprietate inerentă dreptului și din moment ce constrângerea este guvernată de drept, devine constrângere juridică, existând un mecanism de constrângere aplicat de stat. În această privință, teza de doctorat analizează constrângerea ca un instrument juridic prin care se asigură eficiența dreptului, fiind atributul prin care statul deține un monopol absolut în exercitarea constrângerii, asigurând în așa mod o securitate și o ordine a relațiilor sociale. Din moment ce s-a inițiat că această particularitate a statului de drept prin care se realizează constrângerea juridică este de natură procedurală, prezintă o particularitate a dreptului prin care statul își extinde acțiunea, competența față de participanți la relațiile sociale. S-a susținut că constrângerea juridică analizează din perspectiva termenului uzual, este analizată din perspectiva termenului uzual, este o expresie ambiguă. În primul rând, ambiguitatea rezultă din potențialul măsurilor de constrângere fizică și sau psihică, exercitându-se o influență puternică de orientare a informațiilor, a cărei esență este de a obține un anumit comportament din punct de vedere social. În al doilea rând, în sensul aplicării directe a unor măsuri de constrângere statale, în cazul în care persoane îi sunt aduse privări de drepturi, fie de natură personală, materială, jurisdicțională sau organizațională. În acest caz, constrângerea juridică survine ca un efect legal al deconsiderării prescripțiilor legale. Și aici dreptul este conceput pentru a asigura un echilibru a pretențiilor față de diferiți actori din stat, care sunt ghidați de caracterul obligatoriu al legii. Teza de doctorat analizată are ca scop cercetarea complexă a particularităților constrângerii juridice, statul drept din perspectiva teoriei generale a dreptului, pentru identificarea carențelor doctrinare și problemelor ce țin de fundamentarea teoretică acesteia, conceptualizarea fenomenului general și, în particular, prin intermediul uciderii criteriilor și tendințelor actuale de clasificare. Rezultatele obținute contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante, care constă în fundamentarea cadrului conceptual, o constrângere juridice în statul de drept, având ca efect evidențierea criteriilor metodologice ce o particularizează. Semnificația teoretică constă în formularea unor definiții proprii pentru conceptul de constrângere, privind mai larg în sistemul dreptului, conceptul constrângere juridică, constrângere statal juridică și coerciție juridică. Elaborarea unui instrumentariu pentru identificarea particularităților constrângerii în statul de drept. Doctoratul concluzionează asupra unui conținut al particularității constrângerii juridice în statul de drept, inițiază o interferență a situațiilor de problemă și de jurisprudență la aplicarea constrângerii juridice, oferind o evaluare corectă și echilibrată a poziției și particularităților instituției constrângerii juridice în statul de drept. Lucrarea reprezintă o cercetare complexă a problemelor teoretice și aplicative privind esența și conținutul constrângerii juridice, conceptualizarea construcției teoretice a constrângerii juridice. Valoarea aplicativă a tezei se reflectă în utilizarea rezultatelor obținute în activitatea cotidiană a unor categorii largi de profesioniști ai domeniului juridic pentru eficientizarea dreptului. Abordarea particularităților constrângerii juridice în statul de drept evidențiază în plan teoretico-științific, grație actualității subiectului analizat, are natura unei surse științifice care evidențiază în mod novativ constrângerea juridică, în plan practic determină situațiile de survenire a constrângerii juridice și aplicarea în modul practic. Consiliul Științific Specializat de 551-01
23-74, este lucru corectat, din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova. Rezumând cele prezentate și audiate în cadrul susținerii publice, constată că teza, particularitățile constrângerii juridice în statul de drept, elaborată de domnul Tanase Oleg, conține un ansamblu de rezultate ce prezintă interes atât teoretic cât și practic, formulează concluzii și recomandări de o reală oportunitate și utilitate practică. Textul tezei este bine documentat, comportă reflecția principală a conținutului ei. Toate obiectivele concretizate în lucrare și-au găsit o reflectare uniformă, iar tezele și concluziile lucrării au fost discutate în cadrul conferințelor științifice și sunt reflectate în publicațiile științifice ale autorului. Lucrarea are un caracter științific, cu un plan construit judicios, aspect novatoriu și un grad de aplicabilitate. Teza este elaborată în conformitate cu criteriile înaintate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în Republica Moldova, corespunde cerințelor reglementare de fond și de formă înaintate față de o teză de doctor, având o structură bine definită, expunând logic toate ideile, totodată favorizând înțelegerea maximă a mesajului cercetării de față. Rezumatul lucrării conține ideile, concluziile și recomandările de bază ale tezei, iar autorul acesteia merită conferirea gradului titlului științific de doctor în drept la specialitatea 5101 Teorie Generală a Dreptului. S-a hotărât Consiliul Științific Specializat din cadrul Universității Libere Internaționale, conformitate cu actele normative ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, a decis a conferi domnului Tanase Oleg titlul științific. Sau asta era după votare. Acuș. Asta e proiect. Asta e proiect. Cer scuze. La specialitatea 5101, Teorie Generală a Dreptului, și a eliberat diploma respectivă. A solicitat Agenției Naționale de Acreditare, Asigurarea Calității în Educație și Cercetare, de a confirma hotărârea Consiliului Științific Specializat pentru conferirea domnului Tanase Oleg a titlului științific doctor în drept la specialitatea 551.01 Teoria Generală a Dreptului și a eliberat diploma respectivă. Ca proiect am inclus și propunerea parvenită și din partea domnului profesor, dacă o să votăm, dacă oricum. A recomandat spre publicarea lucrarea sub formă de monografie în vederea diseminării cât mai largi a conținutului acesteia. Vă mulțumim mult. Acum, membrii Consiliului, vreți că trebuie să retragă într-un birou. Onorată asistență, îmi permite să dau citire procesului verbal privind rezultatele votării membrilor Consiliului Științific Specializat de 551.01.23.44 din cadrul Universității Libere Internaționale de Moldova în 30 noiembrie 2023. În vederea conferirii titlului științific de doctor în drept domnului Oleg Tanase, în baza susținerii publice a tezei de doctor în drept, cu titlul Particularitățile constrângerii juridice în statul de drept, la specialitatea 5.5.1.0.1 Teorie Generală a Dreptului, au fost prezenți la vot 5 membri ai Consiliului Științific Specializat, s-a votat pro 5 membri, contra 0. Secretarul Științific a Consiliului Științific Specializat, doctor în drept, conferențiar universitar pe un post. Dacă... Să votăm hotărârea. Votăm hotărârea. Da. Pentru cine e votat, poftim. Asta e. Asta. Vă mulțumesc mult, mă amin. Deci, oferim cuvântul de încheiere domnului pretendent, domnul doctor de acum. Domnul doctor în drept. Pretens? Pretens, da. Domnule președinte, domnule secretar, domnule conducător științific, nu rămâne decât a vă mulțumi întregului Consiliu și fiecare membru luat în parte pentru timpul, efortul, îndrumările, sugestiile care au fost făcute pe tot parcursul acestor proceduri, dar în special aduc mulțumirii domnului Baltag, care mai de dat, așa cum a spus, din anul 2013 până la data de astăzi, practic fiecare literă, fiecare pas, așa a fost, m-a fost ghidat. De aceea mulțumesc și așa cum am spus, încă o dată mulțumesc tuturor întregii. Vă mulțumim și vă aducem sincer felicitări ambilor, succes. Felicitări! Dacă nu sunt observații, îmi permiteți să declară închisă ședința de astăzi.